interzisă. Vă propun să acceptați prezentarea colegilor mei mai noi veniți în aparatul de specialitate a primarului și un raport pregătit de șefa biroului asistență socială, după care vom intra pe ordinea de zi. Dați-mi voie să încep eu cu prezentările. Doamna Lorica Vieu este noua noastră colegă, este șefa Serviciului Comunitar de Evidență a Persoanei. Începând de, cred că, de 2 săptămâni, este colega noastră. Lorica, te rog să facă cuvinte. Bună ziua, mă bucur să vă frumos. Am venit aici la primăria Dărmănești, de la primăria din Moinești. Am fost șefa Serviciului de Evidență a Persoanelor. Ocup această funcție și aici, la Dărmănești. Îmi doresc ca să fiu de folos comunității dumneavoastră. Eu, având domiciliu în Moinești, îmi place colectivul de aici. Doresc să am o colaborare foarte frumoasă cu toți cetățenii. Și îmi doresc ca toate lucrurile să meargă bine. Succes, domnului primar! Mulțumesc, Lorica, succes și așa, echipei. Așa pe și Eustache, o să ne spune și cum e evoluția elementului rom în localitatea de Rămânești. Că domnul Vasile nu vrea să ne spune. Să știți că prima impresie despre cetățenii de etnie romă este bună. Ei nu sunt, din punctul meu de vedere, da. Deci ceea ce am văzut aici, mai departe, o să vedem. Când o să mergem pe teren, atunci o să constatăm mai multe și o să... Da, doresc să am aceeași impresie și peste o lună. Da, mulțumesc, Lorica. Dacă mai sunt ceva întrebări... Mulțumesc. George Enache este noul șef de serviciu la Poliția Locală Dărmănești. A ocupat acest post în urma unui concurs. George, te rog. Bună ziua tuturor. Am să încep cu o scurtă prezentare a trecutului meu profesional. Sunt ofițer de carieră. Am început carieră militar de 14 ani cu liceu militar, apoi Institutul Militar de Artilerie. În Ministerul Apărării am luat 14 ani ca ofițer. În 2007, în urma unui concurs, am ajuns la Institutul de Stat de Urgență, deci Ministerul de Interne, unde am lucrat aproximativ 5 ani și ultimii 4 ca ofițer de poliție. Am ieșit la pensie, am trecut printr-o conjunctură, dacă sistemul a permis. Având gradul de comisar șef și o funcție de conducere, am considerat că e de ajuns mai mult, nu se mai merită din punctul meu de vedere. Am venit aici, deși eu sunt din Bacău, Bacaneta din Unești, deci un pic mai aproape, pentru că chiar dacă un pic copii ceea ce a spus predecesoarea mea, consider că pot să fac ceva util și echipa care am găsit-o și m-am documentat înainte un pic, am considerat că e compatibilă cu stilul meu de lucru și că putem face treaba. Dacă dumneavoastră vreți să mă adresați întrebări. Da. Am venit. Dacă avem șeful poliției nouă, hotărâri care le dăm în cadrul Consiliului să se aplice de... Dacă sunt probleme până acum? Până acum, probabil, da. Probabil că și încerc și insist să fac niște evoluții pozitive în atâtea poliției, de asta am și venit. Și dacă veți fi de acord cu propunerea care o voi face eu în următoarea ședință, să fie o singură hotărâre de Consiliul Local pentru tot. Acum sunt mai multe și un pic complică activitatea colegilor mei. Dacă au fost probleme în trecut, sper să fie cât mai rare sau deloc cu sprijinul meu. Mulțumesc, George. Mulțumesc și eu. Am să vă prezint acum pe Irinel Parascan. Este noul șef al Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat. Tot ce ține de partea de personal contractual, ce ține de garaj, de drumuri, de toată infrastructura care, să zic, e interfața cu cetățeanul. Te rog, Irina. Bună ziua. Numele meu este Parascan Irinel și am 36 de ani. Am promovat acest concurs și începând cu data de 16 martie sunt la serviciul la administrare domeniului public și privat din cadrul primăriei orașului Dărmănești. Vin cu o experiență din urmă de 7 ani. Am lucrat într-o societate particulară.
avea ca și obiect de activitate gestionarea deșeurilor. Vreau să vă spun că în 3 luni de zile am pus pe picioare un contract în județul Sibiu, mai exact municipiul și Sibiu și 21 de localități, prin tot ceea ce înseamnă infrastructură, mașini, personal angajat. Eu vă stau la dispoziție numărul de telefon pentru diverse probleme care vor apărea în comunitatea dumneavoastră și sperăm să le rezolvăm fără probleme. Mulțumesc! Așa aveți întrebări? Mulțumesc, Linel. Arcoviță Costel este nou director al Centrului Național de Informare Turistică. Bună ziua! Deci, cum a spus și domnul primar, numele meu este Costel Arcoviță, sunt din Dărbănești, am 40 de ani, am lucrat în mediul privat, dar pe alt domeniu de activitate și în urma concursului am intrat la Centrul de Informare și Promovare Turistică din localitate. Ca și priorități pentru centru, vreau să promovăm orașul Dărbănești, o nouă față site-ului și să punem în valoare obiectivele turistice din zona noastră. Și datele și obiceiurile. Vă mulțumesc pentru atenție. Fac eu o precizare înainte de a-i ruga pe colegii mei să se retragă. Că toți, absolut toți, au studii superioare, experiență, studii post-universitare, toți din medii care, sau cel puțin cei 3 șefi de serviciu, care a presupus, conducere și Virinel a condus 50 de oameni, când a venit la primăria Dărbănești, conducea o echipă de 50 de oameni. George a condus o echipă care răspundea de județele din Moldova, pe domeniul lui. Florica a condus o echipă care însemna gestionarea serviciului comunitar la nivel de municipiu. Deci mă bucur foarte mult că am reușit să aducem niște oameni, să avem în echipa noastră niște oameni cu experiență, cu siguranță avem de învățat toți de la ei și mi-am dorit și îmi doresc în continuare ca echipa sau aparatul de specialitate a primarului să fie de cea mai bună calitate, pentru că eu îmi doresc foarte multe lucruri pentru comunitatea dărmăneșteană, dar am nevoie și de un consiliu local care să sprijine ideile și nevoile cetățenilor și de o echipă din aparatul de specialitate a primarului care să vină și să susțină și să pună în practică ceea ce noi aprobăm în aceste ședințe. Mulțumesc foarte mult, vă doresc succes și sper ca la următoarele ședințe veți fi convocați să prezentați rapoarte de activitate pe domeniile pe care le conduceți să dați dovadă încă o dată de profesionism. Mulțumesc foarte mult! Înainte de a intra pe ordinea de zi, așa cum v-am spus la început, aș ruga-o pe colega mea, șefa de birou, doamna Verdeș, Mirela, să ne prezinte un raport de activitate privind activitatea asistenților personal activitate desfășurată în semestrul 2. Și aici aș vrea să invoc articolul 29 alineatul 1 din hotărârea de guvern 268/2007. Adică, de fiecare dată, șeful biroului asistență socială trebuie să vină trimestrial și să prezinte în fața consiliului local raportul de activitate. Până acum nu știu dacă s-a făcut lucrul ăsta. Noi, așa cum am spus, cuvântul de bază este transparență. Veți avea informații vis-a-vis de activitatea asistenților personali și cei care nu știți exact la ce se referă domeniul ăsta, puteți pune întrebări cu regimul. Te rog. Da, o să fiu cât mai succintă, nu o să-l privesc chiar pe tot. Într-adevăr, așa cum spune domnul primar, potrivit legislației în vigoare, biroul de asistență socială din afara de societatea primarului prezintă semestrial consiliul local un raport care trebuie să conțină date referitoare la activitatea asistenților personali. Asistenții personali sunt persoanele angajate de primăria orașului Dărbănești pentru persoanele cu handicap și sunt angajate cu contract de muncă, au o fișă a postului și trebuie să îndeplinească niște sarcini. Tot în conformitate cu prevederile legislației în vigoare,
biroul de asistență socială are rolul de a monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali, în vederea ameliorării situației persoanelor cu handicap, astfel încât aceștia să primească îngrijire specială la nivelul la care situația lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanț de nevoi fizice, personale, sociale și spirituale ale acestor persoane. Indiferent de vârstă sau de handicap cu care se confruntă, acest element social are dreptul fundamental la autodeterminare și individualitate pentru depășirea condiției de handicap și a integrării sociale. În raport cu aceste aspecte, vă informez că urmărim dinamica angajării asistenților personali, informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, informații privind numărul de asistenți personali instruiți și numărul locurilor efectuate de biroul de asistență socială. Referitor la dinamica angajării asistenților personali, în ultimul semestru al anului 2016 am avut un număr de 2 asistenți personali angajați și un număr de 2 încetate ale contractului de muncă. Nu s-au semnalat situații de desfacere a contractului de muncă care să afecteze negativ starea persoanei cu handicap. La 31 decembrie 2016, în evidențele biroului de asistență socială, se află un număr de 30 de persoane cu handicap grav care beneficiază de asistent personal angajat pe baza unui contract de muncă. Potrivit evidenței noastre, 10 persoane cu handicap sunt copii, 20 sunt adulți. În raportul de activitate eu am detaliat și bolile, dar nu cred că am zis mai toate ferile la ele, da? Trec la următoarea secțiune, modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro. Sub acest aspect, precizez că pe raza orașului de Mănești nu sunt centre de tip respiro și atunci plata concediului pentru asistenții personali se face sub formă de indemnizație acordată persoanei cu handicap. La următoarea secțiune, privind instruirea asistenților personali, care trebuie făcută de angajator odată la 2 ani, vă spun și cu părere de rău, ultima instruire a fost realizată pe 4 septembrie 2013. Intenționăm ca anul ăsta, în primul semestru, să mai facem o instruire a acestor. Numărul de controle. Verificările efectuate de noi în semestrul de anul 2016 au vizat în mod deosebit modul în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale ale asistentului personal și evaluarea socială a asistentului personal și a persoanei cu handicap grav. În urma anchetelor sociale nu au fost vizate probleme deosebite. Au fost controlați toți cei 30 de asistenți personali care au grijă de persoane cu handicap grav. Nu s-au sesizat aspecte negative. În afară de acești 30 asistenți personali, avem un număr de 98 de indemnizații la ora actuală, pe care îi plătim tot noi, deci tot persoane cu handicap care beneficiază de indemnizații. Și asta ar fi o din alte servicii de care beneficiază persoanele cu handicap. Plus gratuitatea la transportul interurban, plus scutirea de la plata impozitelor și taxelor, la impozitului pe salarii, dacă este cazul. Mă rog. Așa. Încercăm să facem lucrul ăsta pentru a evita apariția conflictelor și menținerea familiei persoanelor cu handicap grav. Mulțumesc, Mirela. Înainte de a vă ruga să puneți întrebări, dacă aveți, fac precizarea că aceste persoane care sunt astăzi însoțitori la persoanele cu handicap sunt angajații noștri. Deci acești oameni sunt angajații noștri și au obligația să îngrijească persoana cu handicap. Colega mea spunea mai devreme că aceste persoane angajate de Primăria Orașului Dărmănești sunt evaluate. Orice angajat din Primăria Orașului Dărmănești și care lucrează în administrație, anual suportă o evaluare în funcție de categoria de încadrare, fie personal contractual, fie funcționar public. Aceste evaluări la persoanele în cauză nu au fost făcute în alți ani, în anii anteriori, din cunoștințele mele. Și sigur că noi am făcut demersuri pentru a fi evaluate aceste persoane, să avem certitudinea că persoana cu handicap este îngrijită corespunzător. Asta este ținta noastră și scopul acestor investigații. Să avem garanția că acea persoană care este într-o situație cu handicap de grad 1 este îngrijită corespunzător. Nu sunt situații, așa cum a precizat colega mea, în mare parte sunt mame pentru copiii lor sau membrii aparținători familiei pentru tată, mamă, ce mai avem noi acolo, dar cu toate astea vrem
să fim convinși că aceste persoane cu handicap sunt îngrijite corespunzător. Alte ținte. Adică din 2013 nu s-a făcut nicio reinstruire cu tehnici și metode noi? De... Nu am făcut o instruire. Nu am făcut o instruire cu acești asistenți personali din 2013. Da. Mai eu am o cerut probabil cu tehnici la un lector extern. Nu neapărat. Noi îi aduceam în sala de ședințe și aveam o discuție cu ei pe la lungi, ei își spuneau problemele lor, unde erau avut și exprimau nemulțumirile. Noi îi conținiam ca să respecte planul de recuperare atașat certificatului de handicap. Asta semnează o discuție, nu instruire. O discuție, o instruire făcută de, sub formă de instruire făcută de angajator. Deci noi și le aduceam cadrul legal, discutam pe bază cadrului legal. Adică aceste persoane, când sunt evaluate, au niște obiective. Evaluarea se face după niște obiective, care se stabilesc la început de an. Unul din obiective este ca această persoană angajată să urmărească, să zic așa, gradul de recuperare a bolnavului, acolo unde se poate face treaba asta, da? Așa cum este precizat în legislație, da? Dacă, sigur, el, persoana angajată, nu are niciun interes în a face tot ceea ce stă în putință să se recupereze acea persoană, dacă se poate recupera, noi avem aici criterii de evaluare. Și pentru a ști și a fi la curent persoana angajată cu noile metode, noile, pentru că medicina avansează, periodic se fac aceste instruiri. La aceste instruiri, dacă este cazul, putem chema și persoane externe de specialitate, medici și așa mai departe, care, sigur, vin și completează cunoștințele pe care colegele mele din Biroul de Asistență Socială le au. Alte întrebări? Eu aș vrea să vă rog două întrebări. Nu, eu vreau, dar, să completez puțin, pentru că chiar e necesar să chemați și persoane. Pentru că sunt îngrijit la domiciliu, cadrul îngrijitor la domiciliu diferă tehnicile de îngrijire. Că sunt asistenți personali care sunt la persoanele cu handicap, cu sechele de accident vascular și sunt care îngrijesc copii cu handicap. Și atunci tehnicile diferă de îngrijire. Da. Și atunci trebuie să știi cum să îngrijești și un copil și un vârstnic și o persoană cu alte deficiențe. Sau măcar trebuie să le reamintești, pentru că în general asistenți personali merg trimestrial la copii, mai ales cei care au copii în grijă, merg la medicul specialist și primesc și de acolo recomandări de recuperare. Dar pentru cei adulți, da, într-adevăr, e un lucru foarte bun. Da. Vă rog. Nu știți, probabil că este recomandare în ceea ce privește managementul administrației publice locale, care să fie bazată pe risc. Vreau să mă întreb dacă să ne spuneți care considerați noastră că sunt primii trei factori de risc importanți care vă pot afecta activitatea. Activitatea din cadrul biroului sau activitatea? Evident. Activitatea din cadrul biroului. Separarea copilului de părinți și necesitatea instituționalizării lui. Asta presupune o muncă din consiliere cu mama, dacă este sau cu tată sau cu familia. Întocmirea unei documentații foarte stufoase și intrarea lui într-un sistem. Cred că asta răspunde unul din cele mai mari. Ok, îmbrăcă. Și aveți în vedere, sau poate că aveți și mai multă cunoștință, colaborare cu NGO-urile de profil? Nu, colaborăm foarte bine cu Direcția Generală de Asistență Socială. Atât? Au foarte mulți specialiști. ONG-uri de profil, din păcate, în orașul nostru. În orașul. Nu. Cum spun? Nu. Iar totul trebuie trecut prin direcție, pentru că orice instituționalizare sau orice intrare în sistem presupune o sentință judecătorească sau o decizie a Comisiei pentru Protecția Copilului. Mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări. Mulțumesc, Mirela. Domnul președinte, vă rog, intrăm pe ordinea. Așa cum am discutat la ultima ședință, începând de luna aceasta, fiecare miercuri o să ne întâlnim, o să fie ședință de Consiliu Local la Tărmănești, în ultima miercuri din lună, evident cu excepția ședințelor cu caracter extraordinar. O să vă rog pentru început să vă închideți telefoanele sau să le dați pe silence. Mulțumesc. O să parcurgem repede
punctele care sunt pe ordinea de zi. Aveți ordinea de zi fiecare la mapă. V-aș propune să alocăm 13 minute pentru discuții grupului ALDE, 12 minute pentru discuții grupului PSD și 5 minute pentru discuții grupului PNL. Astfel încât să nu prelungim ședința cu mai mult de 30 de minute. Alte discuții la diverse, cine dorește, poate să rămână și să... La fiecare punct câte două? Nu, per total, per total, per total puncte care le avem astăzi pe ordinea de zi, adică 16, să încercăm să fim succinți, să nu o lălăim, mai permanește spus. Și încep prin a solicita votul pentru aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.02.2017. Pentru invitații. Poftim? N-am înțeles bine cu jumătate pentru discuție. Vă propun 13 minute pentru grupul ALDE, 12 minute pentru grupul PSD și 5 minute pentru grupul PNL. Dacă veți face calculele, sunt exact... Ați pus 13 minute PNL de asta. Nu, nu, nu. Am spus 13 ALDE, 12 PSD, 5 PNL și prima oară, cum ați fost atent, vă rog să fiți de acum încolo. O să știu, vă promit. Foarte. Mulțumesc. Deci, vă supun aprobării primul punct de pe ordinea de zi și anume aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.02.2017. 23 sau 24? 23. Am spus bine. Credeți-mă că ce vă spun, spun bine. 23. E o greșeală minoră. 23. Am spus bine. 23. Cine este pentru? Se abține cineva? Domnul Barasă. Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 2. 16 voturi pentru și o abținere. Procesul verbal a fost aprobat. Perfect. Vă supun aprobării aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 14.03.2017. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc frumos. În unanimitate a fost aprobat procesul verbal la ședința extraordinară. La punctul numărul 3 pe ordinea de zi, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului înființarea centrului de zi pentru persoane vârstnice în orașul Dărmănești, județul Bacău. Proiectul a fost discutat în comisiile de specialitate, s-au făcut discuțiile aferente. V-aș ruga dacă acum aveți propuneri, observații referitoare la un primar? Da. Am să vă fac eu câteva precizări legate de acest proiect de hotărâre pe care l-am făcut spre aprobare. Este vorba de a dezvolta un proiect cu fonduri europene pe amplasamentul vechiului spital din Dărmănești, în care ne-am propus pe clădirea vechiului spital, dar pe clădirea principală, prin fonduri europene să reabilităm această clădire și să facem un centru de zi pentru bătrâni. Finanțarea este de 500.000 de euro, cofinanțarea sau participarea primăriei este de 2% și beneficiari sunt toți cetățenii, să zic, de vârsta a doua din Dărmănești. Peste sau acest proiect poate beneficia pentru prima dată de o a doua sursă de finanțare. AXA va fi deschisă în luna mai și pe lângă cei 500.000 de euro vom depune, așa cum spuneam, pe acest proiect, a doua axă de finanțare, pentru a doua axă de finanțare, încă un proiect să obținem și banii necesari salariaților pe perioada de 5 ani din acest centru. Este o necesitate, mai ales ținând cont de faptul că acel spațiu, acel teren și acele clădiri din incinta fostului spital sunt într-o stare jalnică de degradare. Am spus că ținta noastră este să atragem fonduri europene. Am găsit, așa cum spuneam, finanțarea. Propunerea mea este să aprobați acest proiect de hotărâre pentru că, repet, va beneficia întreaga comunitate de vârsta a doua, să zic, și nu mai îndrămânești de el. Dacă aveți întrebări, vă rog.
ce activități vor desfășura acolo? Centrul de zi pentru bătrâni presupune un complex de activități. Am să vă dau câteva exemple. În primul rând, persoanele vârstnice din Domănești se pot întâlni în acel centru și pot primi consiliere pe diverse teme. Fie medicale, fie juridice, fie, eu știu, psihologice. Socializează în acel centru. Acel centru va fi dotat și cu o cantină, vom avea acolo și utilități care pot deservi persoanele vârstnice, de genul mașini de spălat, pot veni de acasă cu, eu știu, hainele pe care n-au posibilitatea să le spele acasă, să le spele în acel centru. Vor fi angajați de specialitate care, sigur, vor răspunde în mare parte nevoilor și problemelor pe care comunitatea în vârstă sau să zic, mai în vârstă le au îndărmănești. Deci, dincolo de alte activități de socializare, aer liber, comunicare și alte și alte. Angajați pe diverse specializări sau doar de sănătate? Nu, pe diverse specializări, în funcție de nevoile centrului. Da? Vor fi nevoile 4-5 persoane. Nevoile în urma cerințelor? Nu. Deci nevoile rezultă din nevoia comunității dărmăneștene. Deci vom avea discuții cu persoanele de vârsta a doua din Dărmănești și vedem care sunt nevoile. De exemplu, la mine vin foarte mulți oameni mai în vârstă cu diverse probleme. Au nevoie de consiliere juridică. Și aici pot să vă dau un exemplu. Foarte mulți nu înțeleg de ce lor nu le-a crescut pensia. Da? Și nu știu care sunt pașii care trebuie să parcurși în vederea completării dosarului sau nu știu căror instituții să adreseze. Putem avea un consilier juridic acolo care să vină și să răspundă punctual la nevoile cetățenilor. O altă problemă destul de serioasă ridicată de cetățeni este eu știu, legat de proprietățile pe care dumnealor le au. Au transmis aceste proprietăți copiilor. Nu au acte de proprietate. Există un hățiș al hătiilor care de foarte multe ori nu pot ieși este, din nou, un exemplu de consiliere juridică. Și ei vin la acest centru cu, sigur, gratuit și primesc aceste informații punctuale. Sigur, important este și consiliera medicală. Sunt foarte multe persoane care astăzi și-ar dori să beneficieze și sunt îndreptățiți să beneficieze de diverse, să zic, eu știu, beneficii sociale sau de pensie de handicap sau... Sigur, nu, în primul rând, mulți dintre ei nu au susținere, nu au acasă copii sau rude care să-i poată îndruma, sprijini și așa mai departe. Deci, pe componenta medicală, iar se poate foarte mult lucra. Și, sigur, avem și alte exemple, putem da și alte exemple, sunt destul de mulți pensionari în Dărmănești care nu au unde să se întâlnească. Doresc să socializeze, să aibă un mod de a-și petrece timpul liber, de a discuta, de a schimba idei, de a schimba păreri cu colegi de... Nu avem un centru. Și asta se poate face acolo. Dar aceste direcții vor fi stabilite în funcție de nevoile comunității de persoane. Vă rog. După consumarea proiectului, cheltuiala cu personalul va reveni primăriei. Timp de 5 ani de zile, deci timp de 5 ani de zile, spuneam că vom apela la a doua sursă de finanțare care va asigura și cheltuielile salariale, iar după 5 ani de zile va trebui să suportăm din bugetul local. Ei, practic, vor fi angajați în cei 4-5 persoane sau 3, vor fi angajați în primărie. Și atunci primăria va trebui să asigure resursa financiară. Și utilitățile ca tot în responsabilitatea. Bineînțeles. Greu. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, vă rog. Supunem votului. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Cu 17 voturi, proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii spre finanțarea proiectului înființare Centrului de zi persoane vârstnice a fost aprobat. La punctul numărul 4 pe ordinea de zi avem proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului creșterea eficienței energetice a obiectivului Cămin Cultural Lapoș din cartierul Lapoș, localitatea Dărmănești, județul Bacău.
Proiectul a fost dezbătut în Comisia Juridică și de Urbanism, s-au făcut discuțiile acolo. Dacă acum în ședință cineva dorește să ia cuvântul? Am să fac eu câteva completări pentru cetățeni. În toamna trecută, noi am, la apelul de proiecte deschis pentru persoanele fizice, am făcut acele proiecte cu reabilitarea blocurilor din Dărmănești. Știți foarte bine că am depus proiectul anul trecut, reabilitarea tuturor blocurilor din Dărmănești. Și atunci vorbeam că în primăvara anului 2017 se va deschide apelul de proiecte pentru clădirile care aparțin primăriei. Am făcut o analiză și am luat în calcul vreo 7 clădiri. Din cele 7 s-au calificat 3. Este vorba și de căminul de la Lacoș, așa cum știu cetățenii Școala Veche. Acest proiect urmărește reabilitarea acoperișului, instalațiilor electrice, instalației de apă și termosistemul de pe exteriorul clădirii. Este un proiect la care noi avem cofinanțare 2%, suma minimă pe care o obținem 100.000 de euro. E un proiect de mare necesitate pentru că resursa locală nu ne permite la acest moment ca din banii noștri să intervenim la acest cămin cultural și să facem și acoperișul și termosistemul. Dacă aveți întrebări, vă rog. Nu, ca și schelet. Deci această clădire este foarte veche. Eu știu dacă zidurile, știu eu, scheletul, construcția, n-ar trebui și ea și la ea umblat un pic. Vreau să vă spun că aceste proiecte sunt expertizate, toate proiectele pe care le analizăm trebuie printr-o expertiză tehnică și cu siguranță expertul ne spune da, se poate interveni la acea clădire. Da. Această expertiză noi am făcut-o deja și acele clădiri care s-au calificat, cele 3 clădiri care s-au calificat au trecut prin această expertiză. Sunt unele clădiri care n-au trecut prin expertiză și ca atare nu sunt astăzi pe lista de... Deci cu siguranță se face expertiza asta. Presupun că după căminul cultural Lacoș va urma căminul cultural Dărmănești Centru. Presupun. Căminul cultural Dărmănești... Căminul cultural... Casa de cultură. Deci, căminul cultural de la Dărmănești Centru, așa cum spune domnul colonel, nu va fi reabilitat prin proiectul ăsta pentru că acest cămin nu există. Vom veni în perioada următoare și acum fac demersul la CNI, la Compania Națională de Investiții, pentru a depune un proiect și îmi doresc ca în primăvara sau în vara anului 2017, depunem un proiect pentru o casă de cultură în centrul Dărmăneștiului, pe Compania Națională de Investiții. Deci acolo vom avea un proiect major de construire a unei case de cultură, așa cum e normal în oraș. Și dacă toți suntem la capitolul cămine culturale, când luăm măsuri să-l dărâmăm pe ăla de la Sălătru, care e durere, ne face de... Discutăm la diverse și de... Fără. Și de ce m-am abținut? De ce motiv m-am abținut? Unu. Eu necunoșesc din cauza căminul care a fost scuzat după un nostru, e Dărâma, directul noastră. Cel era mai nou decât ăsta vechi, ca școala vechi, nu? Ăla la care l-a Dărâma. Deci căminul... Este la Cosmodit? Da, da. Da, a fost Dărâma. Păi da, de-aia se spune. Dar nu trebuie să săriți dumneavoastră în sus, că e sărbul dumneavoastră. Da, haideți că vă spun, vă spun eu. Altă problemă. Nu, dați-mi voie să vă răspund. Deci eu am dreptul să pun întrebări, nu ați ascultat. Deci nu vă repetiți. Nici eu nu mă arăgăză la noastră. Am zis că școala veche, deci am zis că nu mai are consolidare, cum a spus și doamna. Prin Bocheta am zis că toate nu mai are consolidare, deci el trebuie să intre în reparație în general. Domnul consilier, da. Dumneavoastră puteți să vă dați cu părerea, eu vorbesc de specialiști. Păi da, acești specialiști au trecut și au făcut acea expertiză tehnică, și știm exact ce trebuie făcut. Păi nu, de-aia m-am abținut. Nu că am votat contra sau pentru. Pot vota și pentru. Deci vreau să votați un preț liber vot. Nu, dar nu. Deci am zis că e o clădire veche și deci reabilitarea, deci poți să bani mai mulți. Deci, eu da. Știu exact ce trebuie făcut. E mai mult și mie, vreau să știți. Da, legat de, să vă răspund la prima întrebare, de acel cămin. Cetățenii din Lacoș știu că a existat un cămin cultural la Lacoș, din lemn, care pe vremea domnului Cojocaru a fost dărâmat. Acel cămin prezentat de Ricol pentru cetățenii, că era putred. De-aia a fost dărâmat.
La Lapoș nu există un cămin cultural la momentul ăsta. Este această locație, școala veche, pe care noi încercăm să o reabilităm și care este din zid de cărămidă și care este rezistent. Problema la această clădire, care are destinație de cămin cultural, este acoperișul care nu mai corespunde și îi sparg acolo și trebuie tot reabilitat și un termosistem pe exterior care să eficientizeze consumul de energie. Restul discutăm ca să... Satului, deci nu de acord cu... Păi, în comisie v-ați abținut. Nu, am abținut pe modul că nu eram să... Ok, spre binele satului, propun și eu să trecem la vot. Da. Cine este pentru? Acum vot eu, să scuteți. Suntem votată. Dar nu nimic, am uitat. Atunci era în comisie. Nu? Se abține cineva, vă rog, domnul. Vă rog frumos. Se abține cineva? Da. Este cineva împotrivă? Mulțumesc. 17 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost votat. Domnul președinte, înainte de a trece la punctul 3, m-ați rugat să fiu atent. Vă rog să prezentați la fiecare proiect de hotărâre că comisiile și-au dat acordul pentru fiecare proiect. L-ați cam omis. Ok. Am fost atent. Mulțumesc, mulțumesc. La punctul numărul 5, pe ordinea de zi, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului creșterea eficienței energetice a obiectivului pavilion interne, corpul C5, și o să vă rog să... Există deja? Da, este. Perfect. Din strada Dumbravei, numărul 7, orașul Dărmănești, județul Bacău. Proiectul a fost discutat în comisiile de buget, finanțe, juridică și comisiile de urbanism, care le-au avizat, așa, favorabil. Da, bun, dați-mi voie, și vă rog, președinte, dați-mi voie să fac eu câteva precizări. Fac câteva precizări. Câteva, vă rog, ca să... Cea de-a doua clădire, vorbim de pavilion C5, da, vorbim de pavilion C5, îl aveți aici în prezentare, din amplasamentul fostului spital de la Dărmănești, strada Dumbravei, în acest corp de clădire își desfășoară activitatea doamna doctor, cabinet stomatologic, și doamna doctor Lascăr, medic de familie. Această clădire aparține primăriei, este într-o stare de degradare avansată, acoperișul este în mare parte distrus. Propun reabilitarea prin acest apel de proiecte, reabilitare și creșterea eficienței energetice. La fel, suma este peste 100.000 de euro, cofinanțarea este mică din partea noastră și să reușim să rezolvăm într-un termen mic, scurt, toate problemele, trebuie să apelăm la resursă financiară. Este aceeași finanțare ca și la căminul de la Lapoș. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, vă supun votului. Cine este pentru? Se abține cineva? Domnul Milea, vă abțineți? Nu, 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 am votat. Am rămas, rămas mâna pe abținere. Da. În unanimitate. Cineva? Mulțumesc. În unanimitate a fost votat și acest proiect pe ordinea de zi. La punctul numărul 6. Școala. Avem proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului creșterea eficienței energetice a obiectivului școală Lapoș, din cartierul Lapoș, orașul Dărmănești, județul Bacău. Proiectul a fost discutat în comisiile de buget, finanțe, juridică și comisia de urbanism. A fost avizat favorabil și vă invit să luați cuvântul. Este a treia clădire din programul de finanțare pe creșterea eficienței energetice. Școala Lapoș nu a beneficiat în ultima perioadă de investiții majore în ceea ce privește eficientizarea energetică. Propun acest proiect. Școala se încadrează din punct de vedere al condițiilor impuse de ghidul de finanțare. Este o necesitate pentru că la această școală costurile cu energia termică, cu încălzirea pe timpul iernii sunt foarte mari datorită faptului că zidurile nu sunt, eu știu,
izolate, avem probleme serioase la tâmplărie, încă se pierd cantități mari de căldură pe datorită acestor depășite. Avem un sistem acolo, o centrală care nu face față și în timpul iernii, deși merge la capacitate maximă în clase, temperatura este așa cum este. Deci acest proiect vine să rezolve problemele cu care comunitatea și în special școala s-a confruntat în ultima perioadă. Întrebări dacă aveți. Domnul Petre, vă rog. Pe mine m-am lămurit eu. În problema școlii. Eu vreau să vă întreb dumneavoastră așa. Deci nu luați un deregere și nici nu mi-e deloc. S-a făcut o expertiză demografică a viitorului satului Lacoș în privința natalității copilor. Pe 8 ani, cel mult. Da. Acum, deci, sincer, nu știu care va fi la momentul de față, nu știu care va fi evoluția nașterilor în Lacoș. Vreau poate aveți mai mult timp ca mine și puteți face o analiză și chiar să ne informați cam cum doresc lăcoșenii să procreeze în următorii 7-8 ani de zile. Nu am avut timp să treaba asta, nici nu cred că, dar la momentul la care discutăm, și vorbesc foarte serios, noi avem niște oportunități de finanțare. Aceste axe de finanțare se închid foarte repede. Dacă stăm să fac analize, să facem analize câți copii se vor naște în Dărmănești sau în Lacoș sau unde vreți dumneavoastră, cu siguranță pierdem sursa de finanțare. Când vom avea răspunsul câți copii s-au născut bine, în Lacoș, s-a închis sursa de finanțare. În schimb, ce pot să vă spun acum este că la acest moment această școală are câteva probleme serioase legat de la orice școală. Așa, deci, la orice școală. La plop e făcut fațada la școală, atât de izolant. Deci, în plopul care va avea, deci o siguranță, deci de LED, da, de anul viitor, acolo trebuia, deci nu cereți dumneavoastră anexe la școala din plopul să o faceți acolo, pentru că învață în școala veche, într-o seară de clasă de sport, început un abitat. Foarte bine situația. Un abitat. Foarte bine. Înțeleg. Dar dumneavoastră da, este foarte bine, la mine e foarte rău. Ascultați-mă un pic. Da. Nu vă ascultăm, pentru că nu aveți dreptate. Deci, la momentul ăsta, finanțarea nu se dă pentru extindere de școală sau pentru clase noi. Nu, se cere, domnule, se face un document. În luna august se va deschide programul operațional regional. Și vă recomand fiecăruia dintre dumneavoastră să citiți aceste programe de finanțare. În programul operațional regional sau prin program se pot construi sau se face extinderi de țări. Noi pe programul național de dezvoltare locală am depus, așa cum v-am informat în luna februarie, un proiect de 5 milioane și jumătate de euro pentru extindere liceu din Dărmănești. Dacă, din analiză, va rezulta că școala de la Plop are nevoie de o extindere, o vom face. Dar vă spun altceva. La acest moment, legat de discuția demografică pe care ați deschis-o dumneavoastră, școala Plopu are personalitate juridică la limită. Pentru că știți că am avut o discuție la începutul anului când am votat care este structura organizatorică a anului 2017 vis-a-vis de școli și a fost necesar să luăm copii de la o altă grădiniță să vedem. Deci nici școala de la Plopu, iar clădirea de la Lacoș este în subordinea școlii Plopu, da? Nu are o situație mai rost. Deci și la Plopu este aceeași situație. Numărul de copii scade pe an ce trece. Da. Dar e bine să faceți această analiză demografică, ne-ar ajuta și pe noi. Bine, s-ar putea să, dacă m-a angajat, s-ar putea să faci pe asta. Domnul Pătrăriu, un an mișto. Vorbim în două zi și o să vorbim da, o dată. Eu v-am dat un răspuns serios. Vă rog, haideți. Nu vă avertizez. Alta. În momentul când dumneavoastră afirmați într-un sat, bine, mai trecem la discuții. Da. Nu, dacă ține de subiectul ăsta. Dacă ține de subiectul ăsta, dacă nu, da, alte discuții mai diferite. Ține de subiectul ăsta? Ok? Atunci vă supun domnul Balaș. Da, putea să ajung colegul. Dacă e nevoie de copii, putem mută o parte de la Brătulești, din cartierul de rol, la Apoș și rezolvăm problemele. De la Apoș, cu siguranță, nu la Plopul, care are nevoie. La Apoș, sigur, nu e nevoie de...
Domnul Balaș, la mișto știu să vorbim fiecare. Nu, domnule, dar... N-aș vrea să te iau eu la bambă. Haideți să zburăm la bambă. Ați zis că mutăm. Ați zis, nu mai am. Ține-i zbura, acolo că ne duc. Domnul Petre, v-aș ruga să adoptați o atitudine cuvincioasă pentru ședința de Consiliu Local. Iar dacă există divergențe între dumneavoastră și colegii ai dumneavoastră, vă rog să le numuriți în afara, în afara ședinței de Consiliu. Da? Ok. Mulțumesc. Vă supun aprobării votului, vă supun votul, vă cer votul pentru proiectul numărul 6. Cine este pentru? Vă supărat iar. Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Domnul Petre, nu ați votat în niciun fel. Vă abțineți? Vă abțineți. Bine, domnul Petre, se abține. 16 voturi pentru și o abținere. Votul, proiectul de hotărâre privind finanțarea obiectivului școala Lacoș a fost aprobat. Ok. La punctul numărul 7, pe ordinea de zi, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru investiția, amenajare și modernizare centru civic etapa numărul 2 în orașul Dărmănești, județul Bacău. Proiectul a fost în dezbaterea comisiilor buget, finanțe, juridică și de urbanism. A fost avizat favorabil. Rog pe domnul primar să ne facă o prezentare a lui, iar pe dumneavoastră, dacă aveți... Da, mulțumesc, domnule președinte. Punctul 7 pe ordinea de zi propune aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru Centrul Civic 2. În cursul anului 2016 noi am făcut o analiză împreună în Consiliul Local cum vom dezvolta Centrul Civic, i-am zis noi, și datorită faptului că resursele locale sunt limitate, am mers cu prima etapă, această piațetă parcare ce am făcut noi, și etapa a doua presupune dezvoltarea Centrului Civic până la poștă, până la pod, la traversare uz, și înspre gara să mergem până la intersecție cu Forestierul, ne-am propus. Așa cum se vede din aceste imagini, în intersecția Muncii cu Victoriei ne propunem să avem un sens giratoriu, să preluăm apele pluviale, pentru că astăzi avem o mare problemă când plouă, nu are cum să se scurgă, să dezvoltăm aceste trotuare care, în urma lucrărilor de canalizare, prin tasarea terenului, trotuarele nu mai corespund unui trafic în siguranță, să încercăm să dezvoltăm această zonă din fața poliției și spatele blocului din centru, și am zis noi acolo să amenajăm o parcare pentru cetățenii din blocul din centru și să dezvoltăm un spațiu verde, un loc de relax pentru cetățeni și de joacă pentru copii. Și sigur, ne propunem, după ce facem aceste lucrări, să turnăm și un covor de asfalt, în așa fel încât să putem ridica capacele la cotă și sigur să nu mai avem probleme. Legislația vis-a-vis de achizițiile publice s-a modificat în ultima perioadă și presupune, așa cum bine știți, parcurgerea acestor etape, notă conceptuală și temă de proiectare. După ce noi am aprobat, veți aproba aceste două noi concepte, se trece practic la întocmirea acelui studiu de fezabilitate sau DALI. Noi am ales varianta studiu de fezabilitate pentru că sunt elemente de noutate, acel sens giratoriu și așa mai departe. Sigur că imediat în perioada următoare vom ieși în SEAP cu acest studiu de fezabilitate. Ne-am propus un calendar foarte strâns. Sfârșitul lunii aprilie ne-am propus ca dumneavoastră să aprobați indicatorii tehnico-economici care rezultă din acest studiu de fezabilitate, adică să știm cât ne costă această lucrare,
Iar după ce vom avea indicatorii tehnico-economici aprobați, sfârșitul lunii aprilie, vom scoate la licitație proiectul efectiv și execuție. Cred că vom face un pachet de parte de proiect tehnic și execuție, ca să reducem licitația pentru proiectul tehnic și partea de execuție durează undeva în jur de 60 de zile, în condițiile în care nu vom avea niște contestații. Și dacă reușim ca țintă 1 iulie să avem contractul semnat cu constructorul, să demarăm lucrările anul ăsta și sfârșitul lunii septembrie să finalizăm etapa a doua. Practic, centrul civic va defini și va pune o amprentă serioasă asupra comunității permăneștene, în sensul că ne vom putea cumva înscrie pe culoarul orașilor. La momentul de față, am spus și repet și nu-mi place ceea ce spun, avem statut de comună. Sigur că această dezvoltare a centrului civic vine la pachet cu alte măsuri pe care le vom lua vis-a-vis de, eu știu, întreținerea clădirilor care aparțin persoanelor fizice și juridice din centru, Zugrăvel și așa mai departe. Cumulat cu proiectul pentru blocul din centru, care știți că am depus un proiect reabilitare, acoperiș și infrastructură exterioară, cred că va schimba în bine fața orașului. Dacă aveți întrebări, mai ales. Dacă pe comisii m-am abținut, tocmai din acest punct de vedere, dorim un centru civic. Cum vedeți dumneavoastră viitorul centru al Bermăneștiului? Să excludem supermarketul de la Janfie, să-l scoatem în afara orașului, să magazinele să le scoatem, întrucât dumneavoastră știați, m-am opus și în comisie, eu aș dori să avem parcări în zona acestor magazine, omul vine să-și ia produsele, nu și le duce în spate până la malul uzului. De asta am zis, ideea e să preconizăm să avem parcări în zona magazinului din centru. Omul vine să-și facă cumpărăturile. Da. Cu siguranță Zanfirul nu va fi afectat de acest proiect al nostru. Nu. Și nici celelalte magazine care astăzi își desfășoară activitatea în centru nu vor avea de suferit. În schimb, vom avea foarte clar reglementat unde este voie să se parcheze, unde nu, pentru că astăzi este un haos și fiecare parchează unde vrea și când vrea și cum vrea. Da? Deci vom avea pentru și în urma unui studiu de trafic, vom ști exact câte mașini sunt, câte mașini tranzitează zona de centru, da, și care este prioritatea noastră. Să avem 100 de parcări în fiecare colț pe stradă sau să avem o parcare bine organizată într-un loc, așa cum sunt în toate comunitățile serioase, și restul să avem un loc în care cetățeanul și cei care tranzitează de mâștiu se simtă bine. Una din țintele mele este să devenim stațiune turistică, iar această abordare cu mașina la colțul străzii nu se încadrează în criteriile pe care ni le-au impus cei care sau la care vom duce acest proiect pentru stațiune turistică. Deci stațiunea turistică are niște reguli. Ne cere spațiu verde foarte mult, ne cere spațiu pietonal foarte mult, unde vorbim de turism, turismul nu vine să-l calce mașina în Dărmănești, ci vine să se relaxeze. Și atunci noi trebuie să ne atingem și aceste obiective. Am spus, vom organiza o parcare corectă, fiecare cetățean să poată să intre cu mașina în acea parcare, să știe clar că nu-l blochează nimeni, să știe clar că nu plătește amendă dacă s-a dus în acea parcare, pentru că astăzi fiecare oprim pe unde putem și vine poliția și ne mai dă și amenzi. Deci este foarte clar în această viziune a mea stabilit și locul de parcare. Dar, repet, așa cum v-am spus și pe comisii, avem niște priorități. Pentru mine prioritar este cetățeanul cu toate nevoile lui, cu toate nevoile și conducătorul auto. Da? Iar conducătorul auto este undeva prioritar. Nu-i cetățean? 2-3. Este cetățean, dar fără drepte. Va avea parcarea lui. Mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări. Vă rog, nu-i legat. Legat de parcări. Sunt foarte multe mașini în Dărmănești care nu sunt înregistrate la primăria Dărmănești. Sunt zile în care pur și simplu blochează parcările, că atât sunt de multe, știm despre cine este vorba. Iar cetățenii care își plătesc impozitele pentru mașini respective, ajung să nu mai aibă de unde. E foarte bine că ați dat asta, pentru că voiam să o spun eu. E foarte bine și veți vedea atunci, de exemplu, în parcarea pe care mi-o propun, în spatele blocului din centru, va avea voie să parcheze acolo doar cei care locuiesc în acel bloc. Și am terminat. Dom'le, fiecare are spațiul lui acolo, nu știu, vom din analiză
cam 20 de parcări vor fi acolo, dar omul lucrează acolo, el nu are altul ce căuta în zona respectivă, chiar poate mi s-a propus de către arhitect chiar o barieră de acces acolo cu un car de acces, vine cetățeanul, intră și a parcat mașina, n-are niciun fel de treabă. Deci aveți încredere că vom gândi un sistem care să fie performant și care să răspundă nevoilor. Dar în momentul când veți discuta cu proiectantul, să aveți în vedere că poate veți executa săpături aici, unde luați parcarea, unde pe sfârșit. Alimentarea pe care se face la complex cu energie electrică, acolo unde e piața, unde e Zanfier, vine pe sub drum, ăla nu este prevăzut nicăieri nici într-un proiect. Și acolo o să vă cerem concret unde eu o să vă cerem, din cauza că prevăzute și... va fi... El nu apare și proiectantul, într-adevăr, vine, cere de la electrica și... Să dă avizul. El îi dă avizul, dar nu, nu este prins nici la ei. Cu siguranță. Domnul Desca. Voi este cântată ideea cu parcarea, cu modernizarea centrului 2, putem să trecem și la etapa 3 și la etapa 4, chiar îmi doresc asta. Dar dacă vă repet, dacă aceste clădiri care sunt localizate în centrul orașului Drăgălești vor rămâne la stadiul actual, orașul Drăgălești, centrul orașului va fi ca o, ca o șapă vacă, efectiv. Deci, în primul rând, părerea mea în, în etapa asta, trebuie ca proprietarii acestor clădiri să fie sensibilizați și să treacă, să treacă, să-și repare, să-și renoveze, să-și vopsească, zugrăbească și mai departe toate clădirile din centru. Da, eu... Inclusiv liceul tehnologic, da, și liceul ăsta, da, bine, eu am înțeles într-un program de modernizare. Eu, am declanșat luna curățenii. Până pe data de 5 mai suntem toți, și cetățenii, și persoane juridice, și instituțiile, în programul ăsta de curățenie. Și am trimis înștiințări, câteva mii de înștiințări la fiecare cetățean și pe această cale îi rog fiecare, în dreptul imobilului pe care îl are, să-și curățe șanțul, gardul și ce mai are acolo. Am zis noi o igienizare interioară și exterioară. Este valabil și pentru persoanele juridice. După ce se încheie această perioadă și vorbesc de 5 mai, avem etapa a doua. Vom trece la sancțiuni. Și vorbesc foarte serios, cei care astăzi, din diverse motive, nu dau curs invitației noastre, care este valabil o lună de zile, de a-și face curățenie și ce avem noi acolo, în etapa a doua vom merge cu aceste sancțiuni. Etapa a treia o vom declanșa în paralel cu etapa a doua și știți că avem acea hotărâre de Consiliu care poate majora taxele și impozitele până la 450%. Este vorba de etapa a treia, deja avem o listă cu potențiali și în speță, mă refer aici la persoane juridice, beneficiari de majorările alea până la 450%. Da? Și veți vedea că în viitoarele ședințe de Consiliu vom avea pe ordinea de zi punctual persoane juridice la care o să vă cer votul să impunem până la 450%. Din diverse motive. Dom'le, omul nu vrea să-și facă treaba sau nu poate. Este un exemplu, parcul de la Chimiei, da? De pe Chimiei, acel teren care este proprietate personală a unui domn de la Cașin, care este total neîngrijit, care arată și deranjează cetățeanul din zonă și omul nu vrea să facă nimic. Va plăti pe acel teren, cu siguranță, o sumă... Căminul cultural de la Sărătruc. Căminul cultural de la Sărătruc și așa mai departe. Da? Deci toate clădirile astea, noi avem o listă. Dar parcul Gemetat. În primul rând, nu mergem pe sancțiuni, ci în primul rând, suntem în această lună de curățenie în care am trimis, așa cum am spus, peste 4.000 de... și sunt în curs colegii mei de la Poliția Locală și la acest moment și unii dintre noastre cred că ați primit acele invitații de a vă igieniza exteriorul, interiorul clădirilor. Așa cum am spus, etapa a doua vine cu sancțiuni și etapa a trei cu majorări. Mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări. Spuneți, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Unanimitate pentru și acest proiect. Hotărâre din ordinea de zi. La punctul numărul 8 avem proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii de Consiliu Local numărul 53 din 17-11-2010
privind aprobarea cofinanțării proiectului extindere și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. Proiectul a fost în dezbaterea comisiilor buget, finanțe, juridică și de urbanism, a fost avizat favorabil. Vă rog. Am să vă prezint în cel pe scurt și acest proiect. Acest proiect de hotărâre modifică o hotărâre dată în 2010 care vizează extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. Mare lucru nu s-a modificat la această hotărâre. Cofinanțarea rămâne aceeași, 480.292 euro, dar s-a introdus noțiunea de fazare a proiectului. Ați auzit mulți dintre dumneavoastră vorbindu-se în mass media de fazarea proiectelor. Această fazare este o nevoie introdusă de Uniunea Europeană datorită faptului că astăzi Guvernul României și chiar autoritățile publice nu au suficiente resurse pentru a cofinanța aceste proiecte. Ca să fiu mai bine înțeles de cetățeni, când facem un proiect mare într-o comunitate, avem nevoie de cel puțin 3 surse de finanțare. O sursă de finanțare vine de la Uniunea Europeană, să zicem 60%. O a doua sursă de finanțare vine de la Guvernul României, 20-30% sau până la 38%. Și a treia sursă de finanțare vine de la bugetul local. În condițiile în care cei trei actori care finanțează un proiect, din diverse motive, nu au cota lor de finanțare, proiectul ar trebui să fie respins. Suntem în situația de față și la proiectul extinderea infrastructurii de apă și apă uzată, în care Guvernul României, din ce am înțeles eu, nu are suficiente resurse să cofinanțeze acest proiect. Pentru a nu se pierde finanțarea de la Uniunea Europeană, s-a introdus noțiunea de fazare, adică mă duc cu acest proiect pe mai mulți ani. Fazare înseamnă împărțirea proiectului pe mai mulți ani, pe mai multe exerciții bugetare, financiare, cum vreți dumneavoastră. Adică eu anul ăsta îmi fazez, iau o fază, iau o parte din proiect și în loc să vin, de exemplu, cu 1 milion de lei cu finanțare, vin doar cu 200.000. Pentru că atât reușesc eu. Pune și Guvernul 500.000, pune și Uniunea Europeană. Deci aceste proiecte fazate au apărut ca o necesitate a incapacității financiare a statului român și a multor instituții, primării și așa mai departe, și ele nu duc la pierderea proiectelor, ci la împărțirea pe exerciții financiare. Ca să putem, și Uniunea Europeană, finanțatorul principal, să poată să financeze în continuare aceste proiecte, ne-a introdus noțiunea de fazare. Și noi am venit și am completat această hotărâre de Consiliul Local cu termenul fazarea proiectului, extinderea și reabilitarea infrastructurii. Adică ne asumăm ca și anul viitor și peste 2 ani, până se închide acest proiect, să asigurăm cota de finanțare. Și dacă acum fost... pe care fază mergem noi acum? Ce aprobăm? Apă sau apă uzată? Pe deci, care fază? S-a împărțit proiectul în două? Nu. Proiectul nu este împărțit. Proiectul este la fel, nu am împărțit. Este extinderea infrastructurii de apă și apă uzată. Da, apă și apă uzată. În acel proiect mare pe care l-a făcut Guvernul României și împreună cu Uniunea Europeană, proiectul suna așa. Extinderea infrastructurii de apă și apă uzată. Adică mergem și pe canalizare, mergem și pe extindere de apă potabilă. Sperăm prin acest proiect să meargă canalizarea și în zonele care nu s-a făcut. Sper că exact asta presupune. Noi avem la Dărmănești, în mare parte, canalizarea este făcută și sperăm să fie și funcțională, dar avem zone în care nu s-a făcut această canalizare și vorbesc de Sălătuc, vorbesc de Părubeni, vorbesc de Plopu, da? Și alte străduțe care au rămas din această extindere va fi făcută într-o fazare viitoare, da? Și nu știm o dată. Deci e ca întrebarea pusă de domnul de la Petrei, câți se vor naște în 2025. Nu, dar știm că în perioada următoare vor aceste proiecte vor continua. Nu avem astăzi o sistare. Eu, din ce cunosc eu, următorii ca țintă în 2020, ar trebui această extindere să fie închisă. Să fie închisă, da. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu vă rog.
Nu mai este nimeni, da? Spunem votului, cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. În unanimitate, proiectul de hotărâre privind modificarea HCD-ului 53/2010 a fost votat. La punctul numărul 9 pe ordinea de zi, avem proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiei doamnei Maziru Viorica în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu. Proiectul a fost avizat, evident, de Comisia Buget, Finanțe, Juridică și Comisia de Urbanism și nu cred că sunt discuții deja, vă supun aprobări pozitive. Cine este pentru? Avem ceva de spus. Vă rog, vă rog. Țin să aduc mulțumiri pentru că astăzi am trecut pe la locuința cu piscina de la familia Maziru, că fiind legat și plătește de, de această familie în 86, când am fost angajat la centrul de producție silvică de la Sălătruc. Efectiv, am cunoscut, am văzut acei copii cum s-au născut, cum au crescut, cum s-au dezvoltat. Am trecut azi pe la ei, erau foarte încântați de ceea ce domnul primar a realizat acolo, prin acea căsuță care deja se construiește, se dezvoltă. Și m-au rugat să aduc mulțumiri domnului primar și tuturor celor implicați, sponsori, am înțeles că au mai fost și alte persoane care s-au ocupat efectiv. Domnul primar, vă aduc mulțumiri și numele meu personal. Chiar am, în momentul în care am trecut în ziua următoare, după ce s-a produs evenimentul, când am văzut la cine s-a produs acel incendiu, am rămas uimit, chiar îmi puneam probleme eu, unde or să stea cei oameni. Mi-a și venit ideea că trebuie să-i cazăm în clădirile fostului centru de la Sălătruc, ceea ce am și făcut cu acordul șefului de ocol. Chiar îmi puneam problema cum o să-și rezolve acei oameni, pentru că acolo sunt trei familii, o doamnă, mama lor, cu niște probleme deosebite de sănătate, a avut un atac cerebral, e o pareză pe nu știu care poate. Ați făcut un lucru deosebit. Da, ați făcut un lucru deosebit și chiar sună bine o casă de Paști. E foarte mulțumesc, domnul consilier, să știți că meritele nu sunt ale mele. Eu aș vrea să fac doar o scurtă precizare. În incendiu m-am dus la acea familie, am văzut caz tot acolo, am văzut trei copii mici, necăjiți, o bunică, așa cum spuneți dumneavoastră, cu probleme de sănătate. M-am uitat la resursele pe care noi le avem astăzi și care sunt foarte mici și foarte subțiri, să zic așa. Știam că mai mult de 5.000 de lei noi nu putem să dăm la această familie și mai știam foarte clar și foarte sigur că alocând 5.000 de lei nu vom putea face o casă acolo. Și atunci am gândit acest proiect Casa de Paște, este o provocare și pentru mine și în special pentru comunitatea dărmăneșteană. Casa de Paște care înseamnă că în săptămâna mare sau de Paște ar trebui această casă să fie terminată. Când am lansat săptămâna trecută proiectul Casa de Paște, colegii mei și cei care au fost cu mine la această vizită în teren nu mi-au dat niciun fel de șansă. Am citit pe chipul lor treaba asta pentru că nu poți să faci o casă dacă nu ai resurse. Și atunci am apelat la și am lansat și un anunț în ce avem noi pe site-ul primăriei, prin care am lansat această provocare de a ni se alătura cei care au potență financiară mai mare. Așa am încheiat un parteneriat cu Habitat for Humanity, care a venit alături de noi și lucrează acolo. Din bănuții cei 5.000 de lei pe care noi astăzi aprobăm, am plătit turnarea fundației și ce am avut acolo, tablă și așa mai departe. Mulțumesc părintului de la Sălătruc, care în comunitatea de la Sălătruc a strâns niște bănuți și cu acei bănuți a mai găsit o firmă care va completa diferența de nevoie financiară și va trage instalația electrică. A mai găsit o firmă care a venit și a spus că vine, plătește tâmplăria, nu știu dacă toată, dar cu siguranță 2-3 geamuri vor fi montate. Vom veni și noi de la primărie cu resursa noastră în continuare umană și vom izola acea casă.
Ce este foarte important? Repet, meritele nu sunt ale mele. Eu am fost cel care a inventat acest mecanism care să poată să sprijine o familie în nevoie. Și mi-aș dori foarte mult ca acest spirit de voluntariat să existe. Suntem o comunitate de aproape 15.000 de oameni. Dacă 10% din această comunitate ar veni cu ceva, cu ce are acasă, ars tot acolo, și mochetă, și televizor, și masă, și scaun, cu siguranță avem în casele noastre, poate un scaun, poate o masă, poate un confort, poate un verdea, acolo n-a rămas nimic. Nimic, absolut nimic. Și știm cu toții că într-o casă sunt atâtea nevoi. Pun încă o dată speranța în sufletul larg al dărmăneștenilor și nu numai, să știți că am turnat acea fundație cu o firmă de construcții de la Măinești, care a venit și a făcut voluntar treaba acolo. Așa cum spuneam, pun speranțe în sufletul mare al dărmăneștenilor, fiecare cu ce are, în măsura posibilităților, poate ajuta familia asta și sigur și alte, ăsta este un exemplu, și alte nenorociri care vor mai veni, Doamne ferește, de aici încolo. Deci meritul este ce, ce pot să spun despre acești copii care au trăit în nevoie de mici, așa a fost situația. Părinților au lucrat la centru, la Sărătruc, au fost colegi la mine. Pot să garantez că ei noi sunt bețivi, nu sunt hoți, sunt niște băieți cu minți care au s-au dezvoltat prin munca lor. Cine poate să-i ajute, pentru că tot e filmată și cred că sunt mulți oameni de bine în Dărmănești. Ar face o pomană acum înainte de Paște extraordinar. Ar fi bine că sunt oameni posibile. În primul rând, dumneavoastră, Consiliul Local. Știți cum putem să-i ajutăm? Să ne ducem acolo, fiecare dintre noi, în timpul nostru liber, și să facem muncă voluntară cu oră. E un exemplu care ar putea să-l urmeze și ceilalți. Și să știți că e nevoie acolo de mâncat gris, de pus polistiren, dacă fiecare dintre noi ne facem timp așa cum putem noi, că fiecare suntem ocupați, și mergem acolo măcar o oră să voluntariem în perioada următoare. Să știți că foarte mult contează. Și învățăm foarte multe lucruri. Eu am parteneriat și am voluntariat pe diverse șantiere și în special la Habitat. Am învățat să pun o ESP pe pereți, am învățat să pun vată minerală, am învățat să, nu știu, foarte multe lucruri. Deci este un prim exemplu. Nu trebuie să venim neapărat cu bani. Cei care au resurse financiare foarte bine. Dar dacă mergem acolo, o saropetă pe noi și îl ajutăm pe omul ăla cu ce are el nevoie, nu știu, poate de dat var, poate de șters geamuri, poate de... Când vor fi geamuri, că acum n-avem geamuri, dar eu cred că eu vreau ca vineri să avem acoperișul și geamurile puse. Tabla deja o montăm. Eu cred că astăzi se termină cu tabla. Astăzi avem termen să punem acoperișul. Astăzi. Deci eu în fiecare zi, astăzi suntem în a treia zi de lucru efectiv la această casă și suntem la acoperiș. Este un mare, zic eu, realizare. Vă rog. Noi de la copiii noștri avem foarte mult de învățat. A mai fost un caz, dacă puteți apela din partea noastră, dacă și colegii ceilalți sunt de acord, prin școală, copiii au un simț de bunom foarte dezvoltat și de voluntariat. Prin școli, copiii au strâns, au fost un caz, ce au putut duce de acasă? Alimente sigilate, cumpărate din magazine, au cerut de la părinți voie și am cotizat fiecare cât am putut. Chiar și 2 lei, dacă fiecare copilaș care au posibilitatea părinții ar pune acolo doamnele diriginte sau doamna directoare și cu microbuzul care este al școlii, într-o zi, să ducă acele alimente și lucruri, să ducă rii. Ce se pot strânge pentru copiii știu acasă? O să am o discuție cu directorii de școală și școala de la voi, dacă ea sunt mulți copii și cu școala de aici, cu liceul, va fi un exemplu clar că dacă o comunitate este alături de o familie în nevoie, putem face minuni. Și vă spun eu, chiar facem minuni dacă într-o săptămână reușim să facem o casă. Aș face o propunere. Dacă tot zicem că suntem dărmăneșteni, aș zice că indemnizația de consiliu de luna asta s-o dăm noi, consiliere. Și atunci oamenii ar face ceea ce facem noi. Orice fel de propunere este binevenită. Asta ține de Consiliul Local, dumneavoastră hotărâți, dumneavoastră. Eu n-aș vrea să vorbim în numele altă. E o propunere, nu. Domnule, eu, de exemplu, dacă vreau să ajung cu ceva, da, e ca la biserică, nu trebuie să spui că ai dat 3 lei sau 10. Dar după fiecare, după cât poate și după nevoile lui, că fiecare aveți nevoile dumneavoastră, ca și cetățeni. Fiecare știe exact ce probleme are. Dar cert este, eu am spus că dacă dumneavoastră
vă rupeți o oră. Cei care nu aveți neapărat, eu știu, o resursă și vă permiteți să dați o resursă financiară acolo. Și veți voluntaria acolo, eu cred că este cel mai bun exemplu. Fără să ne, eu știu, degrevăm foarte mult din timpul nostru, că avem și noi problemele noastre, dar mă duc o oră, mă duc o oră. Eu, și atunci dăm un exemplu și la copiii noștri, dăm un exemplu și la ceilalți care astăzi n-au curajul să facă pasul ăsta. Domnul primar, mai fac o remarcă vis-a-vis de aceste mobilizări și de umanitate. Cunosc foarte bine Sălătul Golm, ca foarte mulți ani acolo. Felicit locuitorii acestui cartier. Cred că fiecare cartier și fiecare individ din celelalte cartiere din Târmănești au de învățat de la Sălătulceni. Oameni care se mobilizeze mai bine ca ei și să sară în ajutorul celor aflați în nevoie ca la Sălătulceni, l-am văzut în Târmănești. Deci de câte ori au fost probleme la Sălătulceni, nu a existat cineva că a fost dușman, că s-au certat o seară înainte, în seara cu pricina, au fost și au ajutat acolo. Da. Asta am văzut să Sălătulceni de mulți ani de zile și văd că se păstrează continuat. Și ar fi bine pentru ceilalți locuitori acelor pe cartiere să ia exemplu să Sălătulceni. Domnule președinte, eu observăm, deci Alde a consumat 5 minute, PSD-ul a consumat 10 minute, PSD-ul a consumat... Dar v-ați negoșit mie la Alde sau cum? Nu, întrerupeam ședința dacă vă treceam pe dumneavoastră. Supun votului dumneavoastră proiectul numărul 9. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc frumos! În unanimitate, proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor doamnei Mazil Viorina a fost aprobat. La punctul numărul 10 pe ordinea de zi, avem proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe durata existenței construcțiilor a terenului în suprafață de 9110 metri pătrați, situat în strada barajului numărul 25, către parohia Poiana 2 Sălătruc. Proiectul a fost în dezbaterea comisiilor buget, finanțe, juridică și urbanism, a fost avizat favorabil. Rog pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte și dumneavoastră dacă doriți. Da, este vorba de terenul aferent parohiei Sălătruc. Proiecte multe la Sălătruc. Sigur că acest teren de 9110 metri pătrați este prezentat în schița din imagine. Este format din două trupuri. În primul rând, 4475 de metri curți construcții a fost dat acest teren printr-o dispoziție de primar în 1990. Ce s-a greșit atunci este că nu s-au făcut pașii următori și a rămas la nivel de acea dispoziție, în sensul că trebuia dat atunci în 1990 o hotărâre de Consiliu care să vină și să dea cu titlu gratuit acel teren bisericii de la Sălătul. Mai mult decât atât, după ce s-a construit acea biserică acolo, s-a mai alocat o suprafață de 4635 de metri pentru cimitir, partea de sus din schiță, și pentru acest al doilea lot de 4635 de metri, nu s-a mai dat nici măcar dispoziție de primar. Efectiv, a zis, domnule, s-a zis la vremea respectivă, faceți cimitir aici. În evidențele primăriei orașului Dărmănești, acest teren, care are destinația de cimitir, apare cu totul altceva. Acolo este teren de pășunat, izlaz, cum era el prins atunci, în 1990 ceva. Și acest proiect de hotărâre vine să reglementeze juridic statutul acestui teren. Deci am dat acest proiect de hotărâre pentru 9110, împărțit pe cele două, cimitir și curți construcții, să reglementăm foarte clar acest teren. El este în evidența primăriei Dărmănești, dar pe toată perioada de existență a acestei biserici și a comunității de acolo, este dat, așa cum am spus, în folosință gratuită comunității de acolo, prin parohia Poiană 2. Părintele de la Poiană 2, de la Sălătruc, vrea să construiască pe primul lot o capelă. Și ca să poată să construiască această capelă, are nevoie de aceste reglementări juridice, pentru că terenul e în aer, nu e pe niciunde. Și s-a dus părintele să facă cadastru pe acel teren, să poată obține o finanțare să construiască capela și el n-avea teren. Deci de asta am venit să reglementăm lucruri care trebuiau făcute cu 20 de ani în urmă,
nu au fost făcute, nu ne interesează, mă rog, nu știu de ce n-am mai intrăm în detalii, de ce n-au fost reglementate atunci, venim să le reglementăm. Dacă aveți întrebări, vă rog. Și dar sunt niște proprietari, sunt și biserica, el poate să facă de asta, doar în urma acestei hotărâri. Poate. Da. Poate. Da. Toată existența construcției. Da. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Nu. Ok, atunci vă supun votul. Vă cer votul. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc frumos! În unanimitate, proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe durata existenței construcțiilor a terenului în suprafață de 9110 metri a fost aprobat. Aprobat. La punctul numărul 11 pe ordinea de zi, avem proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Centrul de Zi Dărmănești a unui teren. Să termine domnul Balaș și continuăm și noi. Mulțumesc. A unui teren în suprafață de 2000 de metri pătrați, situat în strada Dumbravei numărul 7. Proiectul a fost în dezbaterea Comisiilor Buget, Finanțe, Juridică și de Urbanism. A fost avizat favorabil. Da, fac câteva precizări. Vă rog să faceți câteva precizări scurte. La punctul 1. Am spus noi, darea în folosință gratuită către centru de zi Dărmănești. Știți că în incinta spitalului există un centru de zi, acolo vin copii și așa mai departe. În vechea hotărâre din 2015, terenul era dat în folosință gratuită pe 10 ani și avea suprafața de 10.943 de metri, aproape 11.000 de metri. În urma vizitelor în teren, am constatat că acel teren nu era îngrijit așa cum ar trebui, pentru că acest centru de zi nu are capacitate financiară și nu își permite să aloce resurse pentru îngrijirea unei suprafețe atât de mari de teren. Și ținând cont de faptul că noi venim cu finanțare și am aprobat în proiectul dinainte finanțarea acelui centru pe vechiul amplasament, da, am găsit de, eu știu, de comun acord cu arhitectul șef că acest teren de 25.000 de metri pătrați, 2 hectare și jumătate, care era împărțit jumătate la acest centru de zi și jumătate la Asociația Suflet Senin, care aparține de, sau este administrată de domnul doctor Doran și care nici acolo nu s-a făcut absolut nimic, am găsit de cuvință că o suprafață de 2000 de metri pătrați sunt suficienți pentru dezvoltarea activității acestui centru de zi, iar restul îl gestionăm noi, îl cu resursele la consiliul local, îl igienizăm, îl amenajăm și așa mai departe. Deci asta este justificarea acestui proiect de hotărâre și mai mult decât atât, am spus folosință gratuită pe durata existenței centrului de zi. Adică nu vorbim de 10 ani. Și dacă mâine acest centru de zi se desființează. Deci atâta timp, sau dacă ține 20 de ani centrul de zi, pe toată perioada de existență a centrului de zi, noi am dat acest teren în folosință gratuită. Dacă din diverse motive centrul de zi nu mai funcționează, terenul revine în administrarea noastră și ne facem proiect. Ei au solicitat? Nu au solicitat. Ei au solicitat noi, pentru că ei nu aveau interesul să reducă de la 11.000 de metri la 2.000 de metri. Dar neavând capacitatea să întrețină aceste bunuri pe care noi le dăm în administrare cu titlu gratuit, noi, Consiliul Local, trebuie și primăria, trebuie să intervină. Adică dacă îți dau un bun în administrare cu titlu gratuit, tu trebuie să le întreții niște condiții. Dar poate nu le trebuie. Le trebuie. Deci am avut discuții. Nu le trebuie teren deloc sau ce? Nu. Dar nu folosesc. Am avut discuțiile trebuie. A fost dat pe domnul Doran. N-am fost dat niciun termen. Veți vedea la proiectul care vine la Doran imediat după ăsta, o să vă spun pe câți ani a fost dat acel teren fără să avem niște condiții. Adică dacă într-un an sau doi după așa nu, îmi pare rău. Păi pune și dacă ați ani el n-a făcut nimic pe terenul respectiv, de asta intervenim noi, da? Noi de asta intervenim ca un administrator eficient a resurselor orașului. Că nu sunt nici resursele mele, nici ale dumneavoastră. Sunt ale orașului, ale cetățenilor. Și atunci intenția este să le folosim cât mai eficient aceste resurse. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu... Mai sunt întrebări?
Supunem la vot atunci. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Votul a celor 17 consilieri prezenți, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul numărul 12 pe ordinea de zi avem proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Suflet Senin a unui teren în suprafață de 3.000 de metri pătrați, situat în strada Dumbravei numărul 7, oraș Dărmănești, județul Bacău. Proiectul a fost în discuția Comisiilor Buget, Finanțe, Juridică și de Urbanism, a fost avizat favorabil și rog de asemenea pe domnul primar să spună și aici câteva considerații. Da, este al doilea, văd că domnul președinte de fiecare dată precizează scurte, eu încerc să fiu cât mai scurt, acum nu știu cât de... Scurt. Domnul președinte. Da, este vorba de al doilea proiect, același teren din incintă, vorbeam de al doilea lot, da? Prin hotărârea din 2015 s-a dat cu titlu gratuit 11.000 de metri în incinta fostului spital pe o perioadă de 30 de ani. Asociației Suflet Senin. Sigur că din 2015 și până astăzi nu s-a întâmplat nimic acolo. Suflet Senin nici măcar n-a intervenit, eu știu, sau cel puțin eu n-am informații că ar fi intervenit acolo. Acolo au crescut fel de fel de bălării și așa mai departe. Am considerat că acest proiect trebuie să continue a Sufletului Senin dacă vrea să facă ceva și am înțeles că va obține o finanțare din Anglia, ne-a promis domnul doctor, dar la fel, Doran, dar la fel a promis și în 2015. Am găsit de cuvință ca din 11.000 de metri să propunem astăzi 3.000 de metri. Este vorba de acea suprafață care este încercuită în planșă și mai sunt acolo două clădiri care dumnealui am înțeles că le va restaura sau mai știu ce fac acolo. În contractul, pentru că primarul orașului va duce la îndeplinire prezentul proiect și se împuternicește să semneze contractul de comodat ce-o fi el, vom preciza clar acolo niște termene. Adică, dacă într-un... discutăm cu omul, foarte clar. Dom'le, când crezi dumneata, când încep investiția acolo? Dacă într-un an de zile, domnul doctor spune, da, domnule, eu voi face aia și aia și nu se întâmplă nimic, ne rezervăm dreptul de a rezilia acel contract și la revedere. Dar, ce este foarte important, deci acest teren, care are 25.000 de metri pătrați, 5.000 de metri, am alocat acestor două asociații, 3.000 la Suflet Senin și 2.000 la centru de zi, restul 20.000 de metri ne obligăm să-i gestionăm noi. Vom gestiona inclusiv cei 5.000 de metri, în sensul că vom face activități de igienizare și mai trebuie pe acolo, dar beneficiare și la Suflet Senin și beneficiare și la centru de zi pot să beneficieze de tot terenul. Adică nu vă imaginați că noi vom face niște garduri pe acolo. Deci tot acel teren este la dispoziția beneficiarului. Ideea este că noi vom interveni cu resursă financiară să putem să întreținem acest teren. Domnul președinte, a fost foarte scurt. Mulțumesc. Dacă mai este cineva care dorește să ia cuvântul, atunci trecem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc frumos. În unanimitate, acest proiect de hotărâre a fost votat. La punctul numărul 13 avem proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a două loturi de teren în suprafață de 2.404 metri pătrați, respectiv 6.500 metri pătrați. 5.500, mă scuzați. 5.000. Situate în zona Popasul Mori, Dărmănești. Da, proiectele au fost în dezbaterea Comisiilor Buget, Finanțe, Juridică și de Urbanism. Au fost avizate favorabil. Și la fel de scurt, aș supune direct la vot, dar da, fac o precizare, avem cele două loturi în spate la Șoimu. Am spus că acest teren, care în total undeva vreo 15.000 de metri pătrați, era ineficient folosit. Dorința noastră este să atragem cât mai mulți bani la Consiliul Local. Am avut solicitări din partea la două societăți pentru concesionarea 5.000 de metri și respectiv 2.404 metri. Sigur că noi l-am scos, așa cum am spus, la proiectul de așa pentru aprobare, după care va urma licitația. Știm foarte clar ce
costuri sunt, un leu 40 acolo, da, deci înseamnă niște resurse. Dacă vor fi concesionate, cred că peste 10.000 de lei anual vor intra în... Și cealaltă suprafață de 1.500 poate fi concesionată? Da, poate fi concesionată și acolo. N-am are acces de la drum? Are acces, că este în capăt, este o cale de acces, am gândit o cale de acces pentru tot. N-am avut nicio solicitare și am zis o scoatem, nu am clar. Absolut tot ce e acolo vom încerca să... Dacă scoate acolo la mea prostică, nu vrea și Turescu? Deocamdată e lotul ăsta, mai avem unul în partea aia, altă... Păi, chiar în spatele lui, în arivala, unde are depozitate. Păi, ăsta este. Ăsta galben. Ăsta galben. Ăsta galben. Ăsta galben. Service, care e la service, dar urmează în partea asta. Ala, timp acela... Deci pe colțul ăla. Ăla nu l-am scos, n-am făcut... Da, n-am scos și ăla... Și ăla e folosit. Ăla e drumul galben, e drumul care merge către puntea de la Lapăș. Și urmează în stânga, cum ne ducem spre Lapăș. Mai sunt acolo două... Se folosește de el, care nu plătește. Deci tot ce este acolo va fi scos la licitație, în așa fel încât cei care îl folosesc să-l și plătească. Dar poate plăti și acum că îl folosești. Vă dați seama că noi ne ducem acolo cu ocupare abuzivă și iată, da? Adică regula e la fel pentru toți. Ok, dar că mai sunt întrebări. Atunci vă supun votului. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc frumos! În unanimitate a fost votat și acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi. La punctul numărul 14 pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești cu un teren proprietate privată a Societății Cooperativa de Consum Dărmănești. Proiectul a fost discutat în Comisiile Buget, Finanțe, Juridică și de Urbanism. A fost avizat favorabil. Rog pe domnul primar să ne spună. Voi face câteva precizări legat de acest schimb de teren. Avem în imagine două loturi de teren. Primul lot propus la schimb este al Societății Comerciale Cooperativa de Consum Dărmănești. Este vorba de parcarea din fața băncii, din centrul localității. Acest lot este format din, la rândul lui, din mai multe parcele și are un total de 930 de metri pătrați. Acest teren, parcarea din centrul localității, din fața BCR-ului, da, este proprietatea Cooperației de Consum în urma unui ordin de prefect dat în 1996. În decursul anilor au existat înțelegeri între conducerea de la acea vreme a Cooperației de Consum și conducerea primăriei în sensul unui schimb de teren care s-a făcut în fapt, dar nu s-a făcut de drept. Adică în hârtii nu s-a întâmplat absolut nimic, în act. Primăria orașului Dărmănești, în 2008, pare mi se, a dat la schimb un teren la Sălătuc, acolo unde este pensiunea Cerbu, în suprafață de 1.288 de metri pătrați. E pres în schița cu roșu. Dar nu s-a mai întâmplat nimic de atunci. Primăria nu a făcut demersuri să duc acest proiect în Consiliul Local să fie aprobat și să urmeze schimbul, evaluare și să urmeze schimbul la notariat, Cooperativa de Consum n-a făcut nici demersuri și suntem astăzi în situația în care Cooperativa de Consum ocupă abuziv la Sălătrug o suprafață de 1.988 de metri de teren aparținând primării, în baza acelei înțelegeri verbale. Acum, intenția noastră de dezvoltare a centrului civic este cumva să zic, parțial blocată de această parcare. Pentru că noi nu putem interveni să modernizăm și parcarea din fața băncii datorită faptului că nu e a noastră, terenul nu e a nostru. Iar noi nu putem aloca niște resurse financiare pe teren proprietatea unei persoane juridice. Proiectul de astăzi propune darea din partea Consiliului Local a unui acord de principiu de schimb, care în etapa a doua va duce la cheltuirea unor resurse financiare pentru a se face o evaluare de către evaluatori separați a acestor loturi. Să văd cât costă terenul meu și cât costă terenul cooperativ.
Sigur că noi atunci vom avea o dimensiune a valorilor. Știm că terenul din centru, cei 930 de metri, costă o valoare. Știm că cei 1288 de metri de la Sălătruc ai noștri au o altă valoare. Le punem pe masă și într-o ședință viitoare, după ce avem aceste evaluări făcute de specialiști, vom stabili foarte clar care este moneda de schimb. Cât teren dăm noi, cât teren primim de la cooperație. Sigur că noi ne dorim să luăm tot terenul prin parcare ca să ne putem dezvolta, cu excepția unei căi de acces care au solicitat-o cei de la cooperație. Și să știm ce dăm noi în schimb. Poate mai trebuie să dăm ceva, poate mai primim ceva de la cooperație. Aici, sigur că trebuie să reglementăm un pic și statutul terenului ocupat abuziv, zicem noi, de cooperație, pentru că în perioada din 2009-2000 până la zi nu s-a plătit pe acel teren de către cooperație nimic. Mă refer la concesiune sau la închiriere. S-a plătit doar impozitul pe teren. Astea sunt niște lucruri care le reglementăm, da? Și într-o ședință viitoare eu vreau cât mai repede, în funcție de evaluare, să putem să le avem toate datele la dispoziție. Dacă aveți întrebări, din nou venim să reglementăm o situație care cu 10 ani în urmă a fost, sau 8 ani, sau cât o fi fost, a fost făcută la înțelegerea conducerilor de la acea vreme, fără să fie dusă la final și în document. Dacă aveți întrebări, vă rog doar atunci. Eu n-am înțeles o chestie. Deci, terenul de acolo, parcarea, făcută cu albastru, în dreptunghiul ăsta se duce cu albastru, este al cooperației, da? Da. Dreptunghiul mic din dreapta, de la așa, este al primăriei, da? Da. Vorba de dreptunghiul mic și după aia zic dreptunghiul... Dreptunghiul roșu este al primăriei, dreptunghiul albastru este... Păi, mai multe, mai văd și o încercuire de altă natură, un poligon... Deci, dumneavoastră, vă uitați la dreptunghiul roșu de aici, de la... De aici, bun. Ce? Deci, dacă am înțeles bine, acolo, dreptunghiul albastru, din fața băncii, este... În proprietatea cooperației, da? Da? Dincolo este proprietatea primăriei, da? Corect. În momentul de față s-a făcut schimbul? Nu, nu se facă, doamna, nu se poate. În momentul de principiu nu se facă. Acum un problem în locuri de primăriei. Primăria trebuie să plătească parcarea din fața fărăcii. Da, deci noi asta facem. Venim astăzi să dăm un acord de principiu. Ăla, dacă nu un pic, dacă ăla este proprietatea cooperației, el și-o plătit datoriile pe el, d'acord? Cooperația și-o plătit. Nu știu, asta vedem, să vedem ce obligație, să vedem dacă este plătit. Ăsta la dreptunghiul roșu, care zice că este proprietatea primăriei, nu se pune problema plății, primăria nu-și plătește ei însuși, da? Nu, noi trebuie să încasăm de acolo că s-a folosit cineva de terenul ăla abuziv în ultimii ani. Am înțeles, așa, dar nu asta spuneam eu. Deci ăla era plătit de cooperație, ăsta normal nu era plătit de mine. În ultimii ani, cine l-a folosit? Cum s-a folosit deci, terenul ăsta? Terenul cu roșu al primăriei este folosit de cooperația deci s-a făcut schimbul. Nu. Doamnă, s-a făcut schimbul doar faptic. Dar în acte nu. A fost scriptic. Faptic s-a făcut de 8 ani schimbul, dar scriptic în acte nu. Eu mă gândesc la cine îi plătește acolo, cine plătește deci, dincolo. Noi avem o hotărâre de Consiliu care spune așa. În situația în care se constată că o suprafață de teren aparținând primăriei a fost ocupată abuziv în ultimii ani, acea persoană fizică sau juridică care a ocupat abuziv acel teren, are varianta de a intra în legalitate, în sensul de a plăti pe ultimii 5 ani, nu ne ducem cu mai mulți ani în urmă, dar pe ultimii 5 ani să plătească pe suprafața aia cât îi revin. A doua variantă este, în cazul în care nu găsim înțelegere din partea persoanei respective, noi să ne facem treaba ce avem noi acolo, eu știu, somații și așa mai departe și să intrăm în proprietate. Sigur că nu este dorința noastră să stricăm acolo, pentru că e o activitate. Deci acum aia în proprietatea cooperației este și în momentul de față? Sigur, doamnă, pe aia despre ce vorbim. Este terenul? Și ei își plătesc proprietatea lor, da? Care? Asta, păi, la momentul de față, la momentul de față, la primărie, nu este plătită această parcare și am o discuție pe motiv că, tot așa, în urma unei înțelegeri între președintele de la cooperație și primarul care a fost, s-a stabilit că destinația acelei parcări este parcare publică. Da. Și omul a zis, domnule, te rog să mă scutești de la plata impozitului. Ceea ce nu este legal. Ceea ce nu este legal, atenție. Pentru că înțelegerile între primar și președintele cooperației trebuie să legalizate de Consiliul Local. La acest moment eu nu am o hotărâre de Consiliu care să-mi spună, domnule, nu plătești
impozit pe parcare, tu cooperația. Dacă eu aveam o hotărâre de genul ăsta, n-aveam treabă. Dar înțelegerile între părți zboară în secunda în care nu sunt avizate de și aprobate de Consiliul Local. Ați înțeles? Deși cooperația spune clar, domnule, eu am acest teren, nu l-am închis, parcarea. Eu am lăsat-o la dispoziția primăriei să parcheze fiecare. Da, n-am terminat. Ia să vedem, doamne. Se termină greu. Mai aveți un minut, grupoate. Vreau să vă avertizez că mai aveți un minut. Deci vedeți că ați mâncat... Acolo avem deci un poligon neregulat. Deci e dreptul meu. Și aș după aceea iar cercuit cu roșu, clar, la cele vezintă. Acel teren, dacă vă referiți la terenul ăsta de aici, da. Ăla este cel despre care vorbeam. Nu. Ăla e proprietatea. Da. Le-ați amestecat. Ascultați-mă. Așa. Deci fiți atenți. Mai dați-i ce. Acesta este terenul primăriei. Cu roșu. Ăsta e cu roșu. Ăsta e poligonul. Ăsta e terenul primăriei, da? Da. Și înseamnă 1288 de metri. Așa. Acest teren de aici, de 820 de metri, este proprietatea cooperației. V-am urmărit, dacă știam, ieșeam din stat la... Ok. Mă, toată lumea fiind... E la modă. Un exercițiu de matematică. E la modă ieșit. O jumătate de minut. Haideți o jumătate de minut să-l auzim pe domnul. Domnul primar, toți aici sunt dămâneșteni din sală. Cu mici excepții. În fața acolo, la Sălătrup, n-a folosit niciodată cooperativa bucățica aia de 420 de metri pe care i-ați pofim? Nu-i problema noastră și vă spun de ce. Păi nu, nu, clar. Vă referiți la acest teren. Da, exact. Da. Deci, există niște principii care stau la baza dării în concesiune, administrare, cum vreți dumneavoastră, sau închirierea terenului. Dar nu a fost nicio discuție. Eu ca, atenție, eu ca autoritate publică locală, ținând cont de faptul că aici nu pot să gândesc decât de la drum terenul acolo. Pentru că dacă dumneavoastră spuneți că ăștia 455 nu vă interesează, înseamnă că eu, Consiliul Local, poate da acest teren altcuiva, în concesiune. Și atunci ne trezim aici cu niște case, sau nu știu ce de acolo, ne trezim. Iar dumneavoastră nu mai aveți care... Dar cum se plătesc într-un lucru care nu am folosit? Da, discuția avută cu... Atenție, discuția avută cu fostul primar Cojocaru, l-am chemat la mine și am avut o discuție, mi-a spus așa, domnule, de aici, de la stradă, pentru că dumneavoastră ați declarat 2000 și un metru. A spus că în această zonă aveți 2000 și un metru. Dacă eu pun toată suprafața asta, inclusiv a dumneavoastră, îmi dă 2100 de metri. Adică, cu siguranță, și dumneavoastră aș știu că aceste reguli este avută. Nici nu am discutat de el. Da. Nu fără nicio discuție cu nimeni. Nu în fața acolo. Acum eu vă spun ce am constatat. Dacă nu folosesc pascarii plătesc eu. Nu, odată ce faceți schimb, dumneavoastră nu puteți pune acolo terasa. Ok, noi acum vom vota un acord de principiu. Restul se soluționează pe alte căi, dacă nu se poate pe calea mea. Și de aceea vă propun să votăm. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotriv? Se abține domnul Pădurariu. Scuze, are corect. Are competență. Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Deci, cu 16 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre a fost votat. La punctul numărul 15 pe ordinea de zi, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor ANL, aparținând domeniului privat al orașului Dărmănești. Proiectul a fost în dezbaterea Comisiilor Buget, Finanțe, Juridică și de Urbanism. A fost avizat favorabil. Și vă supun votului. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc! Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor ANL a fost votat în unanimitate. La punctul numărul 16 pe ordinea de zi avem proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în orașul Dărmănești, județul Bacău. Proiectul a fost în dezbaterea Comisiilor Buget, Finanțe, Juridică și de Urbanism. A fost avizat favorabil. Dacă cineva dorește să spună câteva cuvinte, nu, vă mulțumesc. Vă supun votului. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Și ultimul proiect de pe ordinea de zi a fost votat cu 17 voturi pentru. Vă propun o pauză de
3 minute. Domnul președinte s-a muiat. 3 minute pauză, da? După care mergem la diverse. O concluzie, dacă nu dăm minute, dacă nu... Păi sigur, stați un pic. Diversele sunt altceva. Aici am vorbit despre ședință, pentru ca ședința să... A propus pauză, noi nu suntem de acord cu pauză. Păi ședință sunt opus sau vot. Nu vorbim de 10 minute. Corect, eu cine nu vrea pauză să rămână în sală, da? Corect. Am luat repetiție. Domnul președinte, urmează în discuție. Ordinea de zi, la diverse, aș vrea să vă scriu fratele, domnul Chespa. Moise. Da, nu știu Moise. Domnul Pădurariu, domnul Balaș, domnul Roman. Domnul președinte, înainte de a trece la ordinea de zi de diverse, să zic așa, o scurtă precizare mea înainte, după care dăm drumul și eventual lăsați lista deschisă, poate mai vreau să intervin. Ideea este, cel care a vorbit, n-are rost să mai intervină cu aia, pentru că este alt coleg, adică încercați în expunerea noastră, spuneți tot ce aveți, să fie un șie. Sau dacă replică, dacă mă înjură domnul. Sau dacă cineva din fața dumneavoastră a ridicat o problemă care e similară cu cea pe care vrea să o ridicați și dumneavoastră, ar fi bine să o denunțați, decât doar dacă ar fi elemente importante. Da, eu aș vrea ca la ora 17 să-mi fie, da? Bun. Voi încerca să fiu scurt. Fac o precizare pentru dărmăneșteni. În ultima perioadă am fost sunat nenumărate persoane, mi s-a scris mesaje vis-a-vis de pădurea de la Dărmănești. Vreau să fac câteva precizări. În primul rând, nu s-a vândut pădurea de la Dărmănești. Toți cei care m-au sunat, m-au întrebat, domnule, avem informații că pădurea pe care o are primăria, adică 1311 hectare, s-a vândut această pădure. Oameni buni, eu cred că am scris suficientă credere și vreau să fiți foarte liniștiți că această pădure nu s-a vândut, nici nu se poate vinde, mai mult decât atât. Fără știrea Consiliului Local nu se poate face nimic. Intenția noastră nu este să vindem, să, eu știu, pe acolo, ci să exploatăm mai rațional această pădure. Vreau să vă spun că Primăria Dărmănești a avut un contract de bază cu Ocolul Silvic Dărmănești, care din 2013 a expirat. Și până în 2016, la sfârșitul anului, s-a mers cu un act adițional prelungit. Pentru că legislația în domeniul achizițiilor publice s-a modificat, noi am fost obligați să facem licitație pentru încheierea unui nou contract de bază pentru pădurea noastră. S-a făcut această licitație în luna ianuarie 2017, și la licitație nu s-a prezentat decât un operator economic și anume Ocolul Silvic Lignă. Nu știu din ce motive Ocolul Silvic de stat, Ocolul Dărmănești, nu s-a prezentat la această licitație. Deci am avut un singur ofertant, Ocolul Silvic Lignă, iar în urma adjudecării, Ocolul Silvic Lignă a venit cu o ofertă mai ieftină cu 200 de milioane în medie, cu 200 de milioane de lei vechi, față de oferta pe care o plăteam noi la Ocolul Silvic de stat. Deci, astăzi, practic, Primăria Dărmănești plătește mai puțin cu 200 de milioane de lei, 20 de milioane de lei. Bun. În perioada de la câștigarea licitației, din februarie și până în momentul de față, s-a lucrat la predarea de către Ocolul Silvic de stat, a suprafețelor către Ocolul Silvic Lignă.
S-a constituit o comisie mixtă formată din reprezentanți de la Ocolul Sibiu de stat, Ocolul Sibiu Lignum și reprezentanța ai primării. În luna, la sfârșitul anului 2016, noi am făcut, am solicitat primăria un control de fond pe aceste suprafețe, să vedem dacă, control de fond care legea rândurilor prevede, dacă s-au înregistrat tăieri ilegale de arbori de pe această suprafață de 1311 hectare. În urma acestui control de fond a rezultat că s-au constatat niște tăieri ilegale în trupul Văcărie, la Oș, valoarea fiind undeva 3.800 de lei, din ce ne aduc eu aminte. Acea sumă va fi recuperată de la Ocolul Sibiu, de la pădurar, de la și așa mai departe. În schimb, în perioada în care am predat, deci Ocolul Sibiu de stat a predat către Ocolul Sibiu din nou, am identificat din nou tăieri ilegale pe toate trupurile de pădure pe care noi avem în bază, cu mici excepții. Nu pe toate. Nu pe toate, cu mici excepții am spus. Asta făcându-mă să înțeleg de ce au apărut aceste zvonuri la adresa mea în special, că am vândut pădurea, că nu știu ce mai înseamnă mai pădure. Și vreau să vă dau citire la o situație pe care o am acum. Nu s-a încheiat într-un procesul ăsta de predare, urmează să se semneze în perioada zilele următoare acel proces verbal final. De exemplu, în trupul Pânta s-a identificat un volum tăiat ilegal de 13 metri 548, valoare 2248. La Răchipiș, tăiat ilegal 2,89 metri, valoare 790. La trupul Lacoș, volum tăiat ilegal 4,56, valoare 1055. La trupul Văcărie, volum tăiat ilegal 2,79, valoare 433. La trupul Sărătuc, volum tăiat ilegal 0,078. Și la trupul Țiganca, volum tăiat ilegal 31,857 m³, valoare 16.613. Volum tăiat ilegal total 55,61 m³, cu o valoare de 21.148 de lei. Afară de cei 3.800 pe care noi avem de anul trecut. Deci aceste tăieri ilegale, așa cum mi-a scris Ocolul, am o situație și de la Ocolul Silvic Dărmăne și am o situație și de la Ocolul Silvic Lignum. Sigur, aceste situații vor fi concretizate în procesul verbal final, da? Care va fi încheiat, cred că, zilele următoare. Deci, noi am avut, repet, control de fond în luna noiembrie 2016 și acolo n-a rezultat decât 3.800 de lei. Acum avem 21.148, adică peste 200 de milioane de lei vechi furt din pădurea primăriei. Repet, aceste sume vor fi recuperate de la cei care erau direct îndreptățiți să păzească pădurea, pădurași sau ce au mai fost acolo. Am înțeles că au fost făcute și niște contravenții, au fost identificați cei care au tăiat. Bun. Scopul și încheie aici, domnul președinte, al meu personal este să gestionăm eficient aceste resurse a primării. Constatăm că, deși am plătit în fiecare an o sumă serioasă la faza pădurii, adică undeva un miliard plăteam pe an, iată că numai în ultimile, să zic, în ultimul an, nu știu, lucioatele astea, înseamnă peste 200 de milioane. Deci, fac recapitulare, n-a vândut nimeni niciun fel de pădure, nu avem intenție să vindem, am încheiat contract de fază, că mă obligă legea să am contract de fază în condițiile legii de achiziții publice, a câștigat Ocolul Silvic Lignum, pentru că celălalt ocol nu s-a prezentat cu niciun fel de ofertă. Acea ofertă a Ocolului Silvic Lignum este mai ieftină cu 200 de milioane față de ce am avut înainte și am identificat un volum tăiat ilegal de 55 de metri, care înseamnă peste 200 de milioane de lei vechi, pagubă în avutul primării. Mulțumesc, cred că a fost destul de clar, domnul președinte. Rog cu domnul Despa. Da, domnule primar, având în vedere că în Dărmănești sunt multe familii nevoiașe, mulți copii fără posibilități, mulți copii care vor fi și după Paști îmbrăcați cu aceleași căinuțe care sunt îmbrăcați acum, vă propun să faceți aceeași acțiune sau la mine, sunt mai mici după posibilitățile financiare pe care le aveți, să faceți o căsuță în loc de căsala lui Moș Crăciun, să faceți o căsuță pascală în această perioadă. Ar
Cred că am strecurat un strop de fericire și bucurie în rândul multor copii nevoiași de Dărmăneștiului. Din păcate nu duce lipsă. O altă problemă. După inundațiile din 2004-2005, guvernul Tăricianu, la vremea respectivă, s-a obținut, din câte știu eu, niște fonduri guvernamentale, s-ar putea să mă încerc, dar din ce am auzit. Și s-a trecut la reabilitarea râului Trotuș. S-a ajuns până la orașul Dărmănești și au fost beneficiarii acelui proiect. Întrebarea mea, există posibilitatea ca această amenajare a râului Trotuș să vină și să cuprindă și suprafața de, prin care tranzitează orașul Dărmănești? Dacă vreți, vă răspund. Mai am câteva și vă spuneți la urmă. Ce se mai aude cu drumul cu asfaltarea drumului spre coada Lacului? Sunt întrebat de foarte mulți cetățeni, să deja s-au auzit. Ce mai este cu cele 21 sau 26, cu cei 21 sau 26 km de modernizare a străzilor din Dărmănești, dacă s-o obțină finanțarea? Și încă o întrebare, pentru că este o zonă turistică, mă refer la zonă, strada Uzirei de la Rechită, de la Rechită și până la Baraj, sub Baraj, dacă s-a luat în calcul și va fi și acea stradă modernizată. Și o ultimă chestie, aș ruga anumiți colegi să fie mai coerenți în vorbire și mai clar în exprimare în ședințele de Consiliu, pentru că după fiecare ședință de Consiliu merg la medicorelist, pentru că îmi trăiesc impresia că nu aud bine, nu înțeleg foarte bine. Iar pe alți colegi aș ruga să adopte o atitudine cuvincioasă în ședințele de Consiliu, să nu jignească pe ceilalți colegi consilieri, indiferent de ce partid fac parte, să nu jignească conducerea primăriei, să nu amenințe. Ședințele de Consiliu nu sunt bâlciuri. În ședințele de Consiliu se dezbat proiecte, se votează, voturile mai multe permit trecerea acelui proiect de hotărâre, voturile mai puține nu permite. Doamna Pop, îmi cer scuze în numele altor colegi. Vă mulțumesc. Mulțumesc, voi fi scurt. Doamna Pascală, eu o idee foarte bună. Noi deja am demarat împreună cu cei de la liceu o activitate Pascală. Am rugat-o pe doamna director să găsim cea mai bună zi sau cele mai bune zile. Facem înainte de Paște. Trebuie văzut cum. Trebuie să avem și chiar rugat-o să iau un punct de vedere de la preoții din zonă. E bine, nu e bine, e săptămâna mare. În piațeta asta vrem să avem o acțiune de genul ăsta. A mai venit cineva la mine cu o propunere tot pentru copii nevoiași, nu știu, o pereche de papucei, nu știu, dar încercăm să identificăm resurse și pe această cale spun celor care în Dărmănești vor să se alegă idei de a sprijini 10, 20, 30 de copii cu, nu știu, cu ce credeți de asta, cu o hăinuță de Paște, cu o pereche de papuci, cu o fundă cu mâncare, copiii nevoiași, cu mare drag. Deci, iau în calcul căsuța Pascală, da? Și să vedem cu ce, ce idei mai vin de la Academia Dacice și punem pe loc. 2. La amenajarea Trotușului, cu siguranță suntem prin și m-am interesat direct de această zonă. Am avut discuții la Minister și la Ministerul Dezvoltării și la Ministerul Mediului. Avem o problemă legată de finanțare din partea guvernului și dacă ați urmărit, vicepremierul Șarpin a venit și a spus că blochează cumva finanțările care vin de la bugetul local, de la bugetul guvernamental, guvernului, pentru că nu reușesc la momentul ăsta să acopere toate nevoile și am făcut o listă de priorități din conștiințele mele. Amenajarea locului Trotuș intră în acel blocaj deocamdată, da? Și nu cred că vom avea, pentru că Uniunea Europeană a venit și a pus resursa la dispoziție prin Banca Mondială, dar guvernul se pare că nu are la acest moment resurse. Legat de coada Lacului, știți că luni a avut loc ședința Consiliului Județean în care s-a aprobat bugetul. Practic, acest drum este prins pentru finanțare 6,3 km. Sper că în perioada următoare, având bugetul aprobat, Consiliul Județean să dea drumul la ce înseamnă licitație și așa mai departe. Avem proiectele pentru străzile asfaltate. Sunt depuse pe PNDL. Undeva 15 aprilie ar trebui să avem un prim feedback din partea Ministerului de Resort. Adică, din nou, vicepremierul Șaidec a spus că undeva în jurul datei de 1 aprilie ne va da un răspuns care proiecte și câte proiecte sunt câștigate. Din ultimele detalii și am avut o discuție la Ministerul cu un secretar de stat,
Se pare că sunt foarte multe proiecte în evaluare și cred că termenul de răspuns va veni undeva 15 aprilie sau chiar mai târziu. Vom avea și noi un răspuns și atunci știm exact pe ce ne bazăm. Strada care duce la Baraj, știți că noi avem în proiectul de buget acel kilometru de care am discutat noi să-l asfaltăm. Eu v-am făcut atunci o propunere în bugetul pe care dumneavoastră l-ați primit astăzi. În proiectul de buget veți regăsi acest kilometru de asfalt. Nu am personalizat unde, pentru că au venit între timp propuneri și să mergem în zona astăzi, doar că privarii să închidem acel inel pe care l-am început noi cu chimiei și să mergem pe strada Orizontului și să ne ducem spre Valea Uzului, să ajungem până la Valea Uzului, să ajungem până la cruce, la Biserica Catolică și să mergem pe acest drum până sub Baraj. Deci eu am prins și caut resurse să avem acoperit un kilometru de asfalt. Până la urmă rămâne la latitudinea noastră să vedem care este cea mai importantă stradă. Repet, dacă intră proiectul ăsta în 26 de străzi, e clar că nu avem ce discuta cu căpivoare zona aia, pentru că au opțiuni finanțarea. La fel, nu avem ce discuta cu strada Orizontului, pentru că nu suntem așa. Și atunci, cu siguranță, avem cale deschisă spre drumul până la Baraj. Până la Baraj. Adică, să nu vedeți că drumul ăla e o reclamă pentru că mai... Cu siguranță, da? Deci, fie stațiuni, oră stațiuni? Da. Deci, cred că am răspuns. Da, am cineva, domnul președinte. Domnul Moise, vă rog. Ca prin punct, cetățenii din cartierul Brătulești doresc să solicite, să organizați o ședință în acel loc, pentru ca fiecare să-și pună problemele pe care le-au. Sunt destule, dacă aș începe cu multe dintre ele... Luni vom avea în ședința de buget, pe ordinea de zi, și regulamentul depășunat, cum trece acel regulament, și nu știu dacă l-aveți la mapă, o să vă trimită în format electronic, ca să vă uitați pe el, vom face aceste întâlniri, pentru că una din probleme este pășunatul și voi și așa mai departe. Vin cu această hotărâre, acest proiect a fost programat pentru astăzi pe ordinea de zi. Am zis să vedeți și să veniți cu ceva propuneri pe el. Luni nu e mare distanță, îl vom aproba. Până atunci aveți timp să veniți cu idei. După care întâlnim în teritoriu, informăm cetățenii, spunem clar cine are dreptul până când să pășuneze unde. Da. Vă rog să mă anunțați cum se poate. Deci, cu siguranță, peste tot vom face întâlnirea. Așa, vă mulțumesc. O problemă. La școala dintre țigani, da, profesorii de acolo desfășoară activitatea într-o niște condiții jalnice. Cunosc foarte bine situația. Ce se poate rezolva? Da. O problemă cam veche. Deci, se plâng profesorul. Probabil domnul Vinci cunoaște bine situația. Cunosc foarte bine și eu situația. Mi-a fost adusă la cunoștință. La acest moment, acea școală nu îndeplinește condițiile legale, da? A fost și o amendă dată la directorul școlii pentru că nu există condiții de cumpaș, da? Deci, acele camere nu au suficient spațiu pentru fiecare numărul de copii. Părerea mea personală este că acea locație trebuie închisă acolo și găsit o soluție pentru copii. Există o soluție de a pune, la momentul de față, un spațiu, o școală care este închisă sau o grădiniță și noi să punem un microbuz să ducă copiii din cartierul ăla la o altă locație. Există o altă variantă să mergem acolo, la acea școală, doar 1-4, deci la școala de țigani, să rămână doar 1-4, ca să creăm condiții de cumpaj așa cum prevăd standardele și 5-8-ul să-i ducem de acolo. 5-8 avem varianta să-i redistribuim la celelalte școli, însemnând inclusiv școala 3, da? Deci sunt variante mai multe. Cert este că în perioada imediat următoare, după aprobarea bugetului, vom monta un sistem performant de camere și la școala de acolo, pentru că distrug tot spargul geamului, sparg așa, vom monta acest sistem performant. Din toamnă, cu siguranță, Ministerul și Inspectoratul Județean nu ne va mai da voie să funcționăm acolo. Dacă nu găsim o soluție, să reducem, așa cum am spus, mergem cu un fapt. Și părerea mea personală este externalizarea de școli. Dar atâta timp cât există integrați, da, vom avea o discuție și voi invita la o ședință viitoare directorii de școli să vedem ce capacități de absorție au la celelalte școli. Da? În așa fel încât, da, punem microbuzul acolo și vedem care se duc la, ce clase se duc într-o parte, ce. Deci, e o problemă la care trebuie să găsim o soluție urgent, pentru că
În primul rând, școala acolo, în cartierul respectiv, așa cum i-am zis, noi școală, nu rezolvă. Cheltuim bani degeaba, profesorii sunt înjurați, scuifați sau mai știu ce sunt acolo, și nu de către elevi, ci din cei din comunitatea de rom. Da? Și arată cu Borovan să facă. Deci este o problemă reală, trebuie să găsim soluții, în așa fel încât 2017, începutul anului 2017, școala să ne găsească niște soluții și le analizăm. Avem mai multe pe ordinea de zi, agenda, să vedem cea mai bună. Pe atunci celelalte probleme o să le discutăm la ședința Da. Bine, mulțumesc, domnul Pădurariu. Domnul primar, și date aveți că în această oră, în legătură cu rezilierea contractului între ADIS și Rompes, începând din 1 iunie 2017. Da. Din informațiile pe care le-am eu, la acest moment, Romprestu a transmis a treia notificare de rezilierea contractului. Ați văzut că scrie prin presă că, de fapt, moară greutatea sau povara ar fi orașul Dărmănești și orașul și municipiul Moinești, că de aia ar rezilia contractul. Din punctul meu de vedere, este o poveste. Pentru mine și pentru dumneavoastră prioritar sunt cetățenii din orașul Dărmănești, nu Romprestu. Mie mă interesează ce probleme financiare are Romprestu sau dacă are probleme. Eu știu că Romprestu a licitat la Bacău 162 de lei pe tonă. Cu atât a câștigat licitația. A fost o licitație publică. După ce a câștigat licitația asta, 162 de lei tona de gunoi, de deșeu, colectat și transportat la Bacău. Au constatat domnile lor că, de fapt, nu reușesc să-și acopere cheltuielile din 162 de lei. Da? Nu e problema noastră, e un contract comercial între ADIS și Romprest. ADIS-ul a încercat să vină în sprijinul Romprestului, jumurind oameni românești, încercând să strângă cetățenii de rând, spunând că dacă o comunitate produce gunoi sau nu produce gunoi, trebuie să plătească. De aia ne-a impus nouă lei, suma aia de 9,61 lei. De aia mi-a cerut mie 770 de milioane în fiecare lună, în condițiile care noi nu plătim atâta gunoi, nu producem atâta gunoi. De aia suntem în instanță cu ei și acea ordonanță prezidențială a fost câștigată de primăria Dărmănești, pentru că nu-i corect ce cereți voi. Da? Și, sincer, la acest moment, eu cred că este un fel de foc de paie. Romprestu, dacă pleacă, nu le-a ieșit ghișeptul, cum zice omul, sau evreul, cine zice asta. Deci, sigur, acolo, și vă spun, varianta în care Romprestu pleacă, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență este obligat să dea o hotărâre de Comitetul Județean de Situații de Urgență, prin care operatorul numărul 2 care a câștigat licitația este chemat, dacă mai există ăla, și spune, domnule, de mâine încep dumneata să colectezi gunoi. Deci nu vă faceți probleme că Romprestu pleacă. La momentul ăsta, ca să vedeți dimensiunea banilor care nu pot fi justificați, iau Dărmăneștiu, anul trecut noi am luat de pe Dărmănești 1500 de, s-a colectat de pe Dărmănești 1500 de tone. Dacă am înmulțit 1500 de tone, 162 cât a câștigat licitația Romprestu, a însemnat că noi ar trebui să plătim 1 miliard 800. Noi am dat deja 5 miliarde și ceva, adică cu 2 miliarde mai mult, și îi se cere 8-9 miliarde. Adică unde sunt banii ăștia? Dacă tu ai plătit ADIS 3 miliarde 800 la Romprest din banii Dărmăneștiului, da? De ce cer 9? Sau 9 cu voi? Deci, vedeți că sunt niște lucruri care noi ne-am sesizat. Da. Deci nu, eu nu aș lua de bună. E un contract între comercial, între Romprest și ADIS, e problema lor. Da, eu am dat niște coșuri din noi, dar am unul din ideile, s-au stricat capacele acoperișul deasupra. Ar fi bine ca să intervine cu niște acoperișuri deasupra, care ar trebui să de nasolul din coșurile care sunt pe raza, da. Și în bloc, scuze. Da. Deci, acum, pentru că nu am avut bugetul, mare lucru, noi nu am avut posibilitatea să intervenim mare lucru. Dacă de săptămâna viitoare vom avea buget, sigur că intervenim punctual acele coșuri care pot fi reparate, le vom repara și vreau să mai achiziționăm un număr de coșuri, pentru că unele s-au distrus, am intrat în mașina. Deci, e prioritatea. La bariera aici, la cefurile, la rafinerie, să vă mutăm pe altă stradă acolo, ca să nu se mai mulți bașii, prin mal acolo.
Ăsta am început să cățenii s-o distrugă, s-o străiază, bine ca să se intervine cât mai sunt de picioare, cât de metal, ca să se studieze din nou și să se îndrepte. Le reluăm și alea, plus că mai era acolo și de deprișat cu asta aia care era de urmă. E prinsă în... Lasă le drum acolo unde e rondul ăla, când se face spre an și spre baraj. Unde este o troiță acum pusă. Da. Ar fi bine acolo dacă s-ar putea interveni un gărduț, așa la 40-50 cm, știu eu, din plasă de asta de zincate, ca să nu se mai stea cai acolo. Cai e bine să stau acolo. Vara, cai, scutare, arată destul de nasol. Și o altă problemă, când credeți că puteți începe plombarea pe drumul ăsta energiei? Și pe energie, să știți că avem două variante, poate chiar trei. Una din variante este să nu facem nimic. Și asta este cea mai ieftină pentru noi. A doua variantă este să plombăm așa cum am plombat și anul trecut. Este o soluție care nu rezolvă problema. Și care înseamnă, eu știu, două luni, trei luni de zile ne-am rezolvat treaba, dar acele plombe sigur vor zbura de acolo. Și a treia variantă, care cred că e cea mai sănătoasă, dar nu știu dacă se va întâmpla, voi solicita administratorului de drum, care este Consiliul Județean, să vină și să ne sprijine, punem și noi ceva, să pună și dumneavoastră ceva, să răzuim porțiunile care sunt varză, pentru că acele plombe, dacă pun în alunata, n-au niciun efect, vor zbura. Să facem, să răzuim porțiunile alea și turnăm asfalt cald. Pentru că să pun și eu 1 miliard la această stradă, să vină și ei cu 3 miliarde, răzuim o bucată bună de drum și turnăm PTC cadă, cum zic ei, dar știm că 3-4 ani nu avem probleme. Discuția avută la Consiliul Județean a fost așa, dumne, încercăm să rezolvăm problema acolo, spre baraj, turnăm popor și să vedem dacă putem interveni punctual și pe tronsonul de drum care ține de intravila mânduri. Trebuie să găsim o soluție. Repet, noi din bugetul local nu putem susține varianta cu răzuire și cu covor, nu, pentru că niște sume care ne depășesc. Dar fie mergem pe varianta de plombat și asta o putem face în 2 săptămâni după ce avem aprobat bugetul, da? Fie dacă mă promit cei de la drumurile județene că vin și ei cu resursă, să alegem varianta care e mult mai sănătoasă și mult mai. Domnul Codorăriu, da? Da, mulțumesc. Domnul Baraș, vă rog. Da. E foarte bine că se fac proiectele astea pe școala la Poști în Cotroni, dar la Cotroni e clădirea aia, care e tot la primă de școala aia, arată foarte... Da. Nu știu ce sunt. Ar fi o problemă. Poliția locală, noi avem niște hotărâri de Consiliu privind pășunatul ăsta, prin fundul, tot felul, animale, cu drăbărere, nu sunt soțite, nu? Ar trebui să la măsuri. Cum se rezolvă regulamentul, ei au niște hotărâri de Consiliu, să fie aplicare. Da, și comparație cu domnul Maraș. Da. De la 1 ianuarie, nu zic mai departe, de la 1 ianuarie și până acum au fost date peste 60 de amenzi. Comparativ cu 1 ianuarie, 1 aprilie 2016, sunt nu știu, de 20 ori mai mult. Nu știu acum amenzi, deci problema e că animalul mai liber. Bun, dar una din măsuri este să mergem la capitolul de sancțiuni. Deci, da. La modul cel mai serios și ați văzut că am prezentat colegii din noi, din șefii de servicii, pentru că mi se pare corect, ai în subordine servicii fără șef. Ce? Pune pe unul pe altul, nu amatorist, nu mergem cu amatorist. De asta eu am cerut modificarea organigramei în ianuarie. De aia, unii dintre asta nu ați fost de acord și ați votat împotrivă sau vă ați ținut la acea organigramă. Iată că acea organigramă produce efecte. Datorită aprobării, acești oameni au putut fi angajați, sunt șefi de servicii cu puteri de pline și dacă nu-și fac treaba, suportă consecințe. Dar a început să se miște roată. Da? Nu putem nici într-o lună sau două să facem ce nu s-a făcut. Dar, ca element de comparație, dacă în perioada 1 ianuarie 2016, 1 aprilie 2016 au fost date 10 amenzi, astăzi sunt 60 de amenzi. Pe exact ce a spus dumneavoastră, treaba asta. Am trecut să-mi mutam niște permiții de prizoare cu depozitarea gunoiilor în alte zone decât, cum am bine, să ridic cu gunoiilor, nu cine i-a făcut să fie... Când a spus dumneavoastră? Acum 2 săptămâni.
Da. Eu vreau să vă spun că am avut o campanie de igienizare și suntem încă în interiorul acestei campanii până pe data de 5 mai. Toate lucile și toate spațiile și toate terenurile în care existau anumiți, să zic așa, clienții ai noștri și duceau acele gunoaie, au fost identificate, avem puncte pe care le urmărim zilnic și de 4-5 ori. Avem oameni care sunt în teren permanent, nu zic că nu scapă. De exemplu, ieri eram cu arhitectul șef, veneam de la Sălătruc și în zona energiei, la doamna Urunde, a apărut o mașină, o camionetă de 5 toni, plină cu diverse lemn, molus din demolări. Eu am trecut, el aștepta să trec eu, dar după care a venit, a intrat pe, nu mai știu ce e acolo, la dreapta și s-a dus în urs. M-am întors și eu la știți unde a aruncat și am și pozele, știți unde a basculat? Unde este puntea la rupturi, puntea aia care așa, exact în mijlocul apii, domnule, a basculat așa. Bineînțeles că eu am venit pe energie, eram, repet, cu arhitectul și cu mașină. M-am întors înapoi, am intrat acolo, i-am găsit în ce e despre ce era. O firmă, Tinderman, deci care face niște lucrări, dar mașina era de la Doftea, da? Căra molusul și ăla le-a luat, dar drept în mijlocul apii. Dacă vedeți poza, vă dați seama cam ce a urmat acolo. Cu tot ce înseamnă, a venit azi dimineață patronul firmei din Dărmăne și a cerut scuze și a zis, domnule, pare rău, eu l-am plătit cu ăla să-mi care molusul, habar n-aveam că nu cerut. Nu era chiar așa în afară de cunoștință, da. Și v-am dat ultimul exemplu, da? Deci, noi facem demersuri, să zic așa, nu exagerez, dar la linda puterilor noastre, să zic, că să ținem curățenie. Nu e suficient. Toți cei care se uită la noi trebuie să înțeleagă că nu au voie să depoziteze aceste gunoaie. Am avut o perioadă în care serviciul ne-a fost suspendat. Oamenii au înțeles în mare parte și au ținut aceste deșeuri în porți. Amenzile sunt drastice. Nu iertăm pe nimeni. Cel care este prins suportă consecințele. Și de vara uzului se poate să strângă ceva cu ăștia de la 460 și să strângă după pentru persoane. Persoane care nu respectă legea să suporte. Cu siguranță, la momentul ăsta, 416, beneficiari de 416 și nu numai, și am vedeți în primării, și avem noi, avem un vedere în toate lucrurile. Legat de regulamentul ăla, luni, de poșunanță și mai departe, luni sper să avem acel regulament, așa cum am spus, completați ca să ce aveți acolo. Și, la fel, reguli clare și sancționare. Aș mai avea o singură problemă. Anul trecut, erau domni de la Apii de Românie și aveau un proiect pentru și pentru uz, deci în zonele vulnerabile, unde uz m-a venit și a săpat și chiar e problemă pentru case. Deci altul m-a venit cu niște lucrări de corectare. Da, este un proiect, am o discuție cu cei de la Apii de Românie, este un proiect pe care ei l-au depus. La acest moment nu este finanțat, dar este finanțat. Da, deci vă dați seama că dacă vin cu mare. Mulțumesc și eu. Domnul Roman, vă rog. Vreau să ridic problema de la discuția cu acordarea banilor pentru incendii. Deja în două luni de zile avem două incendii la care trebuie să intervenim. Trei. Solidaritate, dar zic să începem o campanie de prevenire, de publicare în mass media, în posturile locale, de întărirea pazei și siguranței la incendii. Se întâmplă prea mult prin sărbători de Pascale, numai lumânări, numai peste tot. A trebuit să facem ceva, să prevenim. De constatat se constată și dăm bani. Și dacă îmi permiteți, știți că dar prevenția trebuie să facem. Da, știți că anul trecut noi am avut o campanie de curățare gratuită a coșului. Da. Știți că am adus pe cei de la Habitat să curețe coșul. Știți ce problemă am avut noi? Deci gratuit nu costă nimic. Să curețe și să întreține acel coș. Românii noștri, dămăneșteni noștri, sunt foarte comozi, reticenți. Și eu și aia care îmi intră mie în porie să-mi e... Da? Deci el n-are posibilitatea să-și repare formul, dar nici nu este de acord să vină ăia gratuit. Și chiar sunt profesioniști de la Habitat și chiar au făcut în Dărmănești coșul din cărămidă, de la unde au văzut ei că e pe banii lor. Am solicitat celor de la Habitat din nou să facem o campanie de genul ăsta. Dar dacă
din nou vom avea, ei au venit atunci cu propune pentru parte de coșuri și mi se pare că au făcut vreo 200 sau ceva de genul. Și au plecat oamenii cu banii în altă parte, dacă noi suntem în sari. Deci, rog și pe această cale, cetățenii, să fie deschiși, să accepte ca aceste persoane de la Habitat, vorbesc din altă parte, autorizate, să le curețe coșurile, să ne sune pe noi, să ne întrebe, domnule, cum sunt ăștia, să ne sune pe noi și să ne informeze că au intenție de a curăța coșul din noi, dăm aceste liste, în ideea de a preveni. O altă problemă, să anunț Consiliul Local, datorită insistențelor colegilor mei de armă de la Bacău, s-a înființat și la Bacău, la Dărmănești, filiala de la Asociația Cultul Eroilor, o asociație non-guvernamentală, non-politică, care își propune să militeze pentru menținerea tradițiilor, pentru cunoașterea istoriei, pentru comemorarea și cinstirea eroilor patriei, din zona noastră de competență și făcând o adresă la dumneavoastră și prin dumneavoastră, prin mass media, să se cunoască că Dărmăneștiul a avut și are în continuare eroilor care trebuie să îi comemorăm, să-i cinstim așa cum se cuvine. Poate reușim să facem ceva și cu cimitirul de la Valea Uzunului, poate reușim ceva, că mi s-a atras atenția, n-a fost în stare, să stabiliți cât ea română, cât ea umbră. Vă rog, mă depăt de asta, vreau chiar să vă rog deci, să ne implicăm. În cazul în care îl voi invita pe domnul președinte, cu care îmi plăția foarte bună de la Bacău, da? Domnul colonel Timonte, îl voi invita la Dărmănești să stabilim un calendar. Nu se poate face o asociație și nici primăria, dar cu ajutorul cetățenilor. Aici se pierde tradiția. Și am văzut că toți preoții, la toate slujbele, comemorează și fiindcă ne rugăm pentru eroii noștri căzuți pe cuvântul de rog. E ok, e corect. Și pentru primar, și pentru secretaria, și pentru poliția țării, iar se roagă. Deci, membrii am avea și ar trebui să înțeleagă. Primar și secretaria, nu se roagă. Da, poate. Deci, se împărte cât va timp, se va vorbi și despre. Deci, un prim pas pe care vreau să-l fac, dincolo de faptul că s-a înființat și la Dărmănești această asociație și foarte bine, ne uităm zilnic la acest moment din fața primăriei, din incinta liceului, care arată cum arată. Și în ultimii, nu știu câți ani, cred că de la Revoluție, nimeni nu s-a atins, mă refer la administrația publică, să repare ceva, să facă ceva. Ei, este în planul meu și încerc să văd, din resursele pe care le avem anul ăsta, să dăm un prim semnal. Eu am mers pe varianta că noi suntem oameni politici, da, și facem politică. Eu aș vrea să facem politica faptelor și nu politica vorbelor. Că vorbim de ne rupem și nu facem nimic, da? Deci, dar s-a făcut cât s-a făcut și ați văzut cât s-a făcut, eu aș vrea să mergem pe politica faptelor și anul ăsta să ne propunem așa, cum ați spus dumneavoastră, pe la bufetul local, să facem un prim pas, să facem un prim pas, să renovăm acest moment care avem în față. Și e un prim pas. Acum, sigur că strada Orizontului arată jamnic după lucrările de canalizare. Era una din străzile, poate, cele mai frumoase din Dărmănești, cu șanț, cu asfalt, cu... Datorită faptului că această canalizare a fost făcută, cum a fost făcută? Datorită faptului că cei care trebuiau să se implice din primărie la acel moment n-au făcut-o, pentru că trebuiau lucrările făcute de calitate. Și nu să se dăm gătii și să trecem mai departe. Am ajuns în situația asta. E o stradă jamnică. Am două probleme acolo pe strada aia. În primul rând, la acest moment, lucrările de canalizare nu am niciun document de care să rezulte că sunt făcute de calitate. Și dacă noi, acel kilometru de care am discutat, am alocat niște bani, să zicem că stabilim să asfaltăm strada Orizontului, n-am garanția că peste două luni nu ne trezim cu un șanț pe toată strada aia făcut, că ceva nu merge.
că nu știu ce Dumnezeu au inventat. Deci pe partea de lucrări am vrut și am insistat pe ideea de a se face comisie mixtă, primărie, constructor și beneficiar și am cerut CRAV-ului să fie și se lucrează și ați văzut că peste tot. Și acolo unde sunt probleme, se intervine. Se ridică căminul, se coboară căminul, se, eu știu, acele infiltrații. Nu avem astăzi și spun cetățenilor de pe strada Orizontului cu cea mai mare sinceritate că nu am un document din care se rezulte că acel conson de stradă cu canalizarea aferentă este încheiat. Deci canalizarea e încheiată. Și riscăm să ne apucăm de lucrări pe această stradă, după care să vină constructorul și să stafe nu știu ce. Când vom avea un document în care să spună, doamne, nu mai am niciun fel de treabă, a recepționat lucrarea, canalizarea este funcțională, putem discuta de a interveni noi primăria și a asfalta această stradă. Puteți estima un... Deci, vara anului 2017 trebuie să fie decisivă. Adică, noi am dat niște termeni. În vara asta trebuie să se includă aceste lucrări. Da. Da. Sigur, noi n-am mai făcut acele plăți, constructorul terminase bani, avem ore întregi de discuții în spatele ușilor închise, în care ați văzut că nici canalizare, nici capacele nu se ridicau, până mai sunt bani, așa mai departe. Eu nu se vezi că de altă parte recepții, nu-ți dea porți. Până la urmă, acest constructor este potrivit să vină și să rezolve problema. Cei de la CAV și spun, domnule, am infiltrație, nu pot să-ți iau o canalizare. Și pe Orizontului, da? Intersecție cu strada care vine de la Picoi din zona aia, da? Și de în Orizontului, acolo era o infiltrație masivă. Curgea pe canalizare apă, cât... Acolo sunt probleme serioase. Da? După ce vom... Deci, vara anului 2017 trebuie să închidem. După care, cred că soluția pe care o văd eu acolo este un proiect. Deci nu. Pe Teceală și asta nu face. Acolo trebuie să vină un proiect, așa cum am depus, de exemplu, pentru Lacoș, un proiect de asfaltare și vreau să prind din el de la drumul național și până la cruce. Deci să venim cu strada Orizontului plus Valea Osului până la cruce. Deci cam așa văd eu și eventual poate acolo să mai prindem. Și chiar și Brătulești, dacă ar fi ideal să ajungem pe Brătulești și să ne închidem cu asfaltul de la... Da? Sunt multe nevoi. Eu vă spun, nu le putem, am văzut și vă spun acum, am mai spus-o și spun, până în ultimele 6-7 luni am depus proiecte de peste 700 de miliarde de lei pe fonduri europene. Acum, proiectele care le-ați aprobat astăzi mai însumează aproape 100 de miliarde. Deci ne ducem la 800 de miliarde. Consiliul Județean n-a aprobat nimic pentru drum. Deci Consiliul Județean ne-a dat 0 lei la drum. La niciun, la niciun oraș. La comune, deci la orașe am primit 0 lei. Pe sume de fapt, pe cote de falcate am primit 430 de mii. Deci 4 miliarde de lei pe cote de falcate. Și mai mult decât atât, vă mai spun că vom avea ședința de buget. Avem 18 miliarde de deficit acum. Ce înseamnă asta? În bugetul de anul 2, pentru anul 2017, cheltuielile noastre sunt mai mari cu 18 miliarde decât venituri. Adică nu avem 18 miliarde acum, nu avem unde să luăm. De asta am făcut acele reduceri salariale și am tăiat acea normă de hrană la poliție și așa mai departe. Pentru că ne încadrăm. Am mers pe ideea de a investi, am mers pe ideea de a cofinanța proiectele majore. Da, sper să găsim destul. Avem de văzut. Voi să te luăm, mulțumesc. Casa de Paște, da. Primul punct al meu, dragi, s-a abordat în discuții precedente, canalizarea. Când intră în posesia ei. Deci dacă în vara anului 2017 se spune că se finalizează, să sperăm că până decembrie noi suntem... Raportați. Acum mai există o problemă. În momentul în care canalizarea va fi recepționată... Perfectibilă. Avem problema cu stația asta, de care e construcția, această canalizare duce undeva, da. Duce undeva. Acolo deci, sunt în jur de 80% lucrările și la stație. Bifață. Facem dialog, da? Nu trebuie să răspundeți pe moment, da? Ca să nu mă contabilizez. Da, sunt în măsură să răspund, opuneți pe moment, e grele. Altă întrebare. În dreapta, mi-e regal bine, încercați. Podul ăla, peste podul ăla,
ajung vacile la Pășuni. Deci vorba de podul PSU. Cândva a fost făcut de gaură. În momentul de față este orice critică. De ce nu? Este spart. Păi de ce este spart? Nu știu. Pentru că nu reține nimeni. Pentru că în momentul în care noi am dat acele pășuni la oameni... Mă interesează cine e șef acum acolo. Nu e nimeni. Nu există șef. Și acea pășuni nu este dată la nimeni? Da. Așteptați cu termenii. Deci în momentul în care s-a dat această pășune la oameni și în zona dumneavoastră acolo avem contracte date la diver și este doamna... Cine sunt aia? Doamna Justina este cea care are toată lunca aia, da? Așa. Are obligația acel deținător pe da. Să repare și așa. Cine apelează pe doamna Justina să rezolve problema? Deci, eu aș vrea ca din partea dumneavoastră, atenție, în urma discuțiilor cu cetățenii care sunt deținători de doamna, da. Da, să rezultă o hârtie la mine. Eu îi voi chema... Care se conține ce? Păi, nevoia pe care o aveți dumneavoastră, eu știu ce se conține. Nevoia pe care o aveți dumneavoastră, adică repararea locului, ce mai aveți dumneavoastră acolo. Eu îi voi chema pe cei care dețin aceste terenuri. Da. Și voi obliga, pentru că la momentul ăsta, foarte multe probleme de genul ăsta rămân în aer. De exemplu, am discutat de paza izlazului. Cine păzește izlazul? Cu lumină. Dar ei încasează niște bani și... Bun. E lucrată și problema asta. Am înțeles că se fac extindere la casă. Solicitări sunt și pe teren, de la Părintele Alexandrescu, deci mergi până acolo, magistrala, se zice, în fața țeava principală, iar de la Părintele se întrerupe. După el, mai sunt solicitări între patru familii. Eu am încercat să o caut la poliția locală cine este cu extinderea în zona centru. N-am prea găsit pentru cine este cu extinderea în păi, au venit cu știi tabele pe la bolți, polițiști locali. Nu mă explic corect? Spre exemplu, de la poliția locală, statul a venit să dăm semnătură că sunt de acord în zona mea să se extindă rețeaua de gaz. Bun. Și în momentul în care, aici la Părintele Alexandrescu, am auzit că sunt solicitanți, patru pe ușor. Solicitanții să vină la primăria de Mărăuș. Nu este altă persoană care să meargă la zona terenului. Dar la mine cer din poliția locală. Acolo este o stradă, mai mulți beneficiari. Am înțeles. Și legat de treaba asta, dați-mi voie să completez. Da. În urma solicitărilor făcute de către cetățeni, noi am depus trei proiecte. Trei solicitări fixe. O solicitare este Joseniu Integral și Priajul pentru extinderea rețelei de gaz. A doua solicitare este Sălătucul Integral și a treia solicitare este Lapuș Integral. Ce se întâmplă? Aceste solicitări au fost depuse la, se numește Del Gaz Grid Bacău, postul gaz, Ion Gaz Bacău. Și am promisiune și săptămâna asta o să revin cu un telefon la șeful acolo, că o comisie formată din specialiști de la ei vor trece prin aceste cartiere. Investiția se face cu banii lor. Da. Și vor întreba așa. Luăm concret Joseniu. Joseniu are, de exemplu, 400 de case. Da. Din 400 de case, oamenii ăștia vor bate la fiecare la poartă. Vreți glas? Și da. Eu o să zic că nu. Da. Mai puțin de 65% din cetățenii care, pe la care a trecut la poartă. Nu vor. Nu vor. Nu se face investiția. Adică trebuie să fiu foarte clar. Și mesajul meu pe această cară este către cetățenii din cele trei cartiere cel puțin să răspundă pozitiv la această solicitare. Întrebarea va merge mai departe. Câte focuri? Un foc, două, la aragaz, la somă. Mergem cu această solicitare că nu este neapărat nevoie să vă legați astăzi la acest foc. Dar să vină acea magistrală pe strada dumneavoastră, urmând ca poate anul viitor sau peste 2 ani, să găsiți resursa financiară și să vă conectați la rețeaua principală. Neavând acea magistrală pe stradă, nu reușim să ne conectăm. Deci, cele trei cartiere, perioada următoare, cineva va veni la poartă. Eu am să deleg din partea poliției locale, nu poliției locale, pentru că îi cunoaște pe oameni. Că noi suntem beneficiați când vedem că strigă unul străin la poartă, nu deschidem poarta, da? Asta este. Vor veni, vă rog, deschidere totală, un foc, două, câte aveți nevoie. E foarte bine că ați fixat așa cu poliția locală, nu vezi bine. Da, deci, da, să vă pe două focuri, că una e să folosești numai unul, că după aia trebuie modificare de proiect.
Deci, la fel, la fel aici aveți cei care intenționează, e bine să aveți un foc aragat sau centrală ce aveți, unul la sobă sau cum aveți, două focuri, că după aia e cheltuiala mai mare să minim altceva da. Da. În strada Bociului, eu am avut problema mult mai de mult și de mai multe ori. Trec taxiurile cu niște viteze supersonice, strada are foarte mulți copii care țesc dintr-o parte în alta și într-una am rugat ori restricții de viteză, ori acele, cum se cheamă? Cocoașe. Cocoașe spunește? Acele cocoașe din știu așa, pentru că îi nenorocii în strada principală Bociului, vin și de dincolo. Din strada elată, care sunt mai puțin. Am luat și revin cu ideea la șeful poliției orașului să dizloce acel ram în zona respectivă, pentru că este cea mai bună. La solicitare, atenție, la solicitarea poliției, comandului poliției Gărmănești, județul trimite radar ori de câte radar. Să trimite. Da? Deci asta este una din măsuri, ca acest radar să fie prezent. Cine a duci cu radar? Nu mă interesează cine. Nu mă interesează ce este. Strada fiind betonată, deci în momentul în care intră pe ea, dă cu 70-80 la oră. Dar sunt niște viteze supersonice. Să încercăm să comprimăm că s-a luat încheierea la 17-17-20. Da. Și dacă reușim și facem treaba asta, ar fi în asta. Mulțumesc pentru mai ales. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc cea mai mare. Aș veni cu rugăminte dacă în completarea domnului Roman, atunci când se setează fiecare an de spital în țară, ziua eroilor, să facem o formație frumoasă și cu preoții și chiar cu acei tineri care au colindat niște cântece eroice și să ne mobilizăm, să facem o activitate mai amplă acolo unde trebuie, pentru că suntem români. Și mai sunt puncte care le-au discutat colegii. Aș vrea să discut ceva, dar nu vreau să fiu filmată. Eu sunt mai directă. Domnul Apetre, o să-mi cer scuze de la început. Și vă rog să nu mă întrerupeți. Domnul a fost foarte elegant. Eu sunt mai directă. Nu am zis nimic până acum. Dumneavoastră sunteți un zoro atipic. Văd că vă luați și de colegii dumneavoastră și veniți aici. Aici suntem germănește. Nu suntem pe culoare politică. Eu vin aici, am foarte multe de învățat. De la toată lumea suntem pe diferite specialități, pe diferite meserii. Dumneavoastră văd că le știți pe toate. Sunteți răzbunător. Aveți un ton răzbunător. Noi nu punem la suflet aici ce spunem. Da? Nu tragem focul la oala, că eu sunt din rafinărie și vreau la rafinărie. Că de ce se face pe Lapoș, că de ce se... Suntem dărmăneșteni. Sunt comune care au 3.000 de locuitori și au piscină, au foarte multe utilități care poate și nu se folosesc. Dar acei primari au avut viziuni, au avut posibilitatea ca să atragă acele fonduri care au venit gratis, aproape, pentru comunitate, și au dat clasă pentru România. Asta trebuie să facem și noi. Chiar dacă acea locație nu o vom folosi mâine, o folosim peste 5 ani. Chiar dacă eu voi mai face un copil, sau 3, sau niciunul. Nu avem ochelari de cap. Dacă putem accesa niște bani, acum, că primarul este de coloratură politică sau PNL, sau ce, este pentru comunitate. Nu venim aici să fim bufoni unul la ceilalți. Sau dacă eu am zâmbit cu colega, mi-ați certat odată că faceți mișto de mine, râdeți de mine. Nu, râdeam de cu totul și cu totul altceva. Nu este frumos, că suntem într-o ședință. Dar eu vreau să ies la pensie și să mai am niște neuroni întregi. Nu să mă supăr pentru toate prostiile. Mai zâmbesc, poate câteodată vorbesc necontrolat. Se pune sănătosiești, dar e adevărat că nu-ți făcut și anumit, avem mult. Ai, uitați, n-ați priceput. Nu, n-am priceput nimic, n-am priceput. Și mai e o chestie. Cred că ați făcut un vals în acte când v-ați înscris în partid și pentru poziul local. Eu vă propun. Mai garantez că ați colaborat cu securitatea. Vă propun discuția să continui în urmă. Dar e o discuție între dumneavoastră. Mai avem pe cineva? Eu știu că și pe dumneavoastră.
nu am plătit. Vă rog, vă rog. Da, eu nu am să fiu foarte. Da. Poate mai întâlniți la o cafea. La o cafea și discutați, da. Cred că tot ziceam la UBE. Da, da, o dau eu. Vece. Vă rog, domnul. Domnul primar, referitor la petiția de la Sărăbunul. De acolo am rezultat de la Pampa. Gardul care își măiește lezmița, deci sunt lipsă scânduri, câte și mai bine. De acolo copiii se joacă în curte. Sunt numai câini. Într-o zi am trecut pe acolo, Doamne ferește, că după aceea mi-a răspuns, pentru că nu luăm nicio măsură. Gardul ăla de încălzire trebuie refăcut și renovat, adică, cât își zic ca să mai... Copiii se duce cu mănânturi, intră în frigor, de aceea, poate să-l prindu din unul, nu? Iar am avut ca să spun tot. La... De la Bejan, de la Valdi Costel Balaș, pe marginea dreaptă, trebuie făcut șantiul ăla până jos la Costică Asternoare. Toată apa acolo stagnează de la Bejan până la Ienia. Acolo se poate interveni bombul dacă pe timpul când sunt interferit, tot timpul apa asta ne-a dat rușă, exact acum știi niște bălcoace care s-au plătit. Am și o precizare, fiecare se plătește. Eu înțeleg, dar acolo trebuie interveni cu bombul. Nu se poate. Acolo s-a înfundat șantul care a fost, în care doar, așa este. Dar să-l faci și după aceea să nu întreținem fiecare în, în partea lui. Mă refer de la... Sunt mai multe poziții de traversare acolo, la fiecare. La referitor cu ghetturile cu electrician. Deci, am înțeles că acum am schimbăm mereu. Corect. Dar la energie, la Bigane, dar acolo nu am ajuns încă două de ani. Nu m-a de schimbat, mult. La Bigane. Da. Și tot pe energie la Iosu Ștefan, am discutat la președință de pus două rând, dar acolo trebuie să intervenim. Aia au fost extinde. Și la put, acolo la baraj, deci, că de gând, dacă suntem cu cărățenia, creștii care s-au tăiat din el, creștii care erau pe tine, au rămas pe acolo, arătă... Și le-am spus, drumul de la baraj, cum erau cu tot, atât. Deci este o jumătate noastră și vreau să și să mă așa, este un crac destul de mare. Exact. Nu știu ce acolo. De unde a ajuns să nu acolo? De câteva săptămâni. De mare, de comat, o cantă mare pe fiecare. Mulțumesc, domnul. Domnul Petre. Domnul Petre. Nu vreau să prea mult, dar îi mulțumesc lui doamna pentru replica. N-am făcut educație în viața mea, doamnă, deci nici mă să fac, sunt om în vârstă, va fi dumneavoastră. Mulțumesc că își înjosesc, cum să mă înjosesc că... Nu dăm greșii oricare. Nu, dumneavoastră nu cunoașteți greșii, adică alte probleme, dar am discuții dintre mine și de autorizări din locare. E o prevădare sunt din familia mea și din mine și de oameni. E o problemă. A doua, eu nu sunt merușel, cum credeți dumneavoastră, sunt un om pe care merg cu lege și cu dreptate. Vreau să se facă ceva și am sprijinit oricine. Să știți că rămânește o ieșit pe partidul, dar venit pe votul meu din popor. Am muncit. Pot să spun oricine. Dar nu mă interesează asta. Știu că sunteți acel, am spus și direct. Și eu sunt mai direct. Dacă aveți probleme care Vreau să mă refer cu niște probleme în sat. Da, rog. Au fost în sat domnul Buzat în scoare, a rezolvat drumul la biserică acolo pe Borș. Deci era un groan acolo. Vrem să continuăm drumul la Bucarele până la ieșire în zătul Brigonelor la Luca de Mare. Pentru a anula drumul la Biluncă, deci noi din copiii, deci să duc trebuie în sat, deci să vedem drumul ăla, să urtăm în multe jumătate.
se găsesc și banii generici, nu-i banii. De asemenea, drumul către mine, la Verdești, sunt de două și se ridicau în Verdești. Și s-au palmat șansele. Foarte bine și mâine voi avea acolo o vizită la drumul de la Procurajul. Și vă un mesaj. Și vreau să vă duc acolo cu șansa de Bucur. Pentru că de acel drum a beneficiat în primul rând Bucurul Silvic și acea firmă care a câștigat exploatarea partizilor respective n-a ținut cont de ce a discutat noi atunci să întrețină drumul. Oamenii încep să iasă la muncile câmpului și drumul ăla infundat total, dacă mai și două jale. Și soluția pe care o găsim noi, dacă nu se intervine urgent acolo și mâine voi avea un discuție cu șeful de acolo și vreau să mergem în teren, închidem acel lucru. Adică nu vedem voi la camionagie. Știu foarte bine. Tot acolo, în curba aceea, acolo, și șanță de scurtere. Vreau să fie asta ultima problemă, pentru că deja am depășit cu 20. Am depășit deja timpul și aș vrea să închidem ședința. Așa, probleme se găsesc tot timpul. Dacă există audiențe, există audiențe, există și alte metode de comunicare. Și ok, vă mulțumesc cu o după masă, vă mulțumesc.